adunat astăzi într-o ședință ordinară convocată în baza dispoziției primarului numărul 254 din 14.04.2022. Propun să suplimentat ordinea de zi. Propun să votăm suplimentarea de pe ordinea de zi prima dată, dacă nu sunt intervenții sau... Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Da? Propun să votăm ordinea de zi cu tot cu punctul suplimentar. Cine este pentru? Punctul suplimentar, Ioan. Primul punct, aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data 31.03.2022. Dacă sunt intervenții, acum cine propun să votăm? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul numărul 2 de pe ordine de zi, raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a orașului Hârlău. Deci, domnul primar. Vă rog frumos, dacă... Da. Bună ziua tuturor! Mulțumesc frumos că ați dat curs invitația de participare la ședința ordinară pentru luna aprilie. Poate ziua de astăzi nu este prea potrivită pentru o ședință, dar să știți că am analizat cu atenție. Săptămâna viitoare avem foarte multe persoane care nu sunt și-au luat concedii, mai avem și acum persoane care și-au luat concedii. Avem un proiect care este suplimentat cu ordinea de zi, care știm de el și trebuie să-l aprobăm cât drept de să dăm drumul pentru că vine termenul scadent și trebuie aprobat și rectificat hotărârea. Acum, cum doriți dumneavoastră să prezint raportul? Știți cu toții pentru că anul 2021 a fost un an mai dificil. Cu toate acestea, la nivelul orașului Hârlău, și aici o să încep cu toate domeniile de activitate, începând cu învățământ, sănătate, investiții din oraș s-au derulat în parametri normali, aș putea spune eu. Adică s-au rezolvat toate problemele care au fost aprobate. Probleme majore au fost, dar ele au fost depășite, pentru că avem experiența anului 2020, când a fost pandemia și deja știam ce avem de făcut. Ne dorim să nu mai traversăm un astfel de an, așa cum a fost anul 2021. Cu toate acestea, vedeți că avem altă problemă, problema cu războiul din lângă noi, care nu este o glumă și să știți că suferim mult, mult mai mult față de pandemia care a fost în ultimii 2 ani de zile. Ați văzut că la ședința de data trecută a trebuit să venim cu proiecte de hotărâri în care să actualizăm prețurile, că prețurile au explodat la toate materialele și toate serviciile și probabil vom mai continua dacă prețurile cresc în ritmul în care le vedem cu toții. Acum, cum doriți dumneavoastră? Dacă doriți să iau un pic tot materialul, să-i dau citirii sau nu știu, cum doriți dumneavoastră, dacă aveți cumva, eu știu, o ramură, un domeniu în care vreți să aprofundăm un pic investițiile sau... Eu cred că fiecare citit raport. Eu cred că fiecare. Și dacă vor fi întrebări, vor fi punctuale întrebările și n-are rost să ascultăm toată prezentarea dumneavoastră în sensul că așa cum spuneam, acolo unde vor fi întrebări, se vor pune și cred că veți fi în măsură să dați un răspuns la acele întrebări. Mulțumesc! Sigur că da. La noi este o obișnuință că la ședințele ordinare să discutăm la punctul diverse probleme legate de orice problemă care apare în orașul Hârlău. Fie ca investiții, fie ca mod de activitate la un serviciu care aparține de orașul Hârlău și atunci am discutat în cursul anului și aici apreciez și este un lucru foarte bun. Adică nu așteptăm ședința anuală în care vine primarul și vă prezintă raportul și atunci discutăm ce a fost acum 6 luni, 7 luni în urmă. Deci se discută totul și este foarte bine și se discută la timpul potrivit atunci când se poate da și relații și se poate lua și măsuri eficiente. Domnul, da, legat de raportul domnului primar.
Sigur. E bine că s-a ales luna asta și săptămâna mare și l-am citit chiar, bine, nu pot să spun pe fiecare unul în parte, și am văzut activitatea așa cum trebuia prezentată, cu rapoartele compartimentelor din primărie, cât și acelor din școli sau alte instituții care sunt în orașul Hârlău. Nu aș putea să spun că nu sunt rapoarte pozitive și nu-i rău să prezint un raport pozitiv, pentru că în felul ăsta determină funcționarul din primărie și cei de la instituțiile statului poate să-și facă datoria și să înțeleagă odată că noi suntem în slujba cetățeanului și nu invers. Sigur că, uitându-mă pe ele, era bine la sfârșit acolo să avem și câteva măsuri care le propune să le facem și mă gândesc și la chestiunea cu ghișeul roșu să fie pus la punct. Sunt oameni care plătesc online, că așa am plătit online asta, dar poate n-ar fi rău pentru cetățeanul de rând. Ar mai fi de gândit puțin și despre, nu mă leg de învățământ, că știu situația destul de bine și am văzut acolo că e prezentată așa cum s-a cerut. Și la cultură, la fel. Problema este că ar trebui să ne mai gândim și la tinerii orașului. Nu, baza sportivă nu este încă pusă la punct și mai are de durată. Grădinița, care sper că, din discuția cu domnul primar, am înțeles că la 1 septembrie va fi cu siguranță dată în folosință. Sunt multe lucruri care trebuie. Nu vreau să fiu, să zic, nu știu cum, că ar trebui să venim cu un pachet de măsuri, că acum văd că la modă sunt pachetele. Nu asta de Paști, nici are de Crăciun, ci partea de măsuri. Dar cred că una peste alta, raportul prezentat arată că se încearcă ca fiecare să-și facă datoria și în mare măsură cred că și-o fac, pentru că chiar dacă au prezentat anumite lucruri, doar cele pozitive, sunt convins că în spatele lor s-au gândit, domnule, poate că pot să fac mai bine și că rezultatele să fie mai bune. Mă refer și la taxe, și la impozite, și la toate compartimentele. Mă refer la taxe și impozite, pentru că nu se reușește să taxeze toate astea, dar e bine să mai găsim soluții la toate compartimentele, dacă credeți că este nevoie. Așa cum am văzut și în alte ședințe, s-au ridicat problemele respective. Mai este și problema orașului, în care ar fi trebuit să poliția locală să fie un pic mai activă legat de anumite abateri care se întâmplă în centrul orașului, dar cu siguranță nu este chiar așa ușor. Cam atât am avut de raport. Apreciez raportul ca unul pozitiv și afișat pe site-ul primăriei. Cred că este onorabil și că așa și trebuie să prezentăm. Ca să prezentăm aspectele negative, asta este o altă problemă și cred că este doar o discuție între noi care trebuie să clarifice anumite probleme. Cam atât. Mulțumesc. Vă mulțumim și noi, domnule. Poftiți? Vă mulțumim. Da, aș încerca să vă răspund la probleme care au fost ridicate în noastră. Prima problemă este și rezolvată, este funcțional. Ghișeul.ro să pot face plăți. Într-adevăr, a fost un pic ca termen, a durat mai mult, dar să știți că nu a depins numai de noi. Au fost și alte instituții care au trebuit să vină cu linii speciale, cu aparatură specială, pentru că acolo aparatura trebuie securizată. Sunt anumite instituții care se ocupă de lucrul acesta și ca termen a durat mai mult. Deci este funcțional și am avut colegi care au și achitat taxele și impozite prin sistemul modern. Legat din baza sportivă, domnul director, știți foarte bine, avem o documentație la Compania Națională de Investiții. Din păcate, nu prea s-au mai făcut pași acolo. Sunt blocate foarte multe investiții, așa cum este blocată și investiția cu modernizarea și extinderea casei de cultură din orașul Hârlău, din lipsă de fonduri. Să știți că mergem, discutăm, dar permanent, nu sunt bani deocamdată, sunteți printre prioritățile noastre, dar deocamdată nu s-a rezolvat problema. La credință vreau să vă spun că avem constructor care astăzi finalizează, probabil, dacă nu după sărbători, acolo am mai avut o singură lucrare și anume montarea 3 hidranți. După cât mi-aduc eu aminte, se lucrează și astăzi se lucra acolo. Rezolvăm problema, după care
depunem din nou documentația la ISU și sperăm de data aceasta să nu mai fie probleme, pentru că ne-am achitat de toate sarcinile care au fost trasate din procese verbale în urma vizitei la grădiniță. Și într-adevăr să mutăm grădinița cât de repede la grădinița nouă, pentru că este păcat, este o investiție foarte modernă, dotări avem moderne și sperăm să fie, să se întâmple cât mai repede. Mulțumesc. Domnul Hristu, vă rog. Aș vrea să văd și eu în raportul primarului și un punct cu negativitățile. Avem dreptate, domnul. Să fie scris acolo, nu mai lucrurile pozitive, știți? Suntem mândri și frumoși și facem totul bine, dar rău nu avem nimic. Deci nu recunoaștem când greșim sau când nu facem lucrurile la timp. Și aș vrea să știu și eu, dumneavoastră în calitate de economist, vă interesa vreodată care este PIB-ul pe cap de locuitor a Hârlăului? Așa, din curiozitate, pură curiozitate. Vedeți, să vedem. Nu, da. Dar să vedem și noi. Dacă ne putem uita pe cameră și cu siguranță când o să avem timp o să ne uităm, aceeași discuții le-am avut și în anii precedenți. Aici e o discuție foarte, foarte laborioasă, aș putea spune. Să afli PIB-ul pe locuitor dintr-un oraș, dintr-o localitate. E o discuție și vă spun eu că nimeni nu poate să vedea. La nivel general de județ s-ar putea, dar la nivel de localitate, de orașul Hârlău, lucrul acesta nu se poate. Adică noi l-am cerut în decursul anilor precedenți, l-am cerut și la Institutul Național de Statistică. Nu se poate elabora. Nimeni nu poate să dea lucrul acesta. Dar noi avem statisticile care, de ceea ce am primit de la instituțiile abilitate, le-am atașat la material. Dar sunt lucruri care nu putem intra în posesia lor. De-aia este că voiam să văd și eu pe 2021 care este pe Hârlău, pe 2022, pe 2020. Așa este normal, să vedem. Am intrat primar, să zicem, într-o localitate. PIB-ul localității mele era atât când am venit. Câte locuri de muncă am adus eu? Că, normal, nu v-ați implicat deloc. Locurile de muncă în Hârlău nu există, hai să fim serioși. Și toată lumea în campanie a spus atragerea investitorilor străini și crearea de locuri de muncă. Nimic, nici în raport nu se vede nimic. Aici trebuie să ne axăm. Nu, asta a fost un raport făcut mai stufos ca să cine îl înțelege, cine nu. Dar mulțumesc. Da, vedeți, noastră, nu o să încerc să vă dau un răspuns sau să vă spun că nu aveți dreptate. Doar că și crearea locuri de muncă nu le face doar primarul atât. Dacă zona nu este atractivă, Trebuie să o facem împreună. Și nu vorbim doar de zona de Hârlău. Sunt și celelalte comune. Este și infrastructura care te ajută sau nu să ai o zonă atractivă pentru investitori. Sunt multe lucruri care le putem lua în vedere. Așa, ca să spunem ușor, n-am atras. Eu zic că am atras. S-au înființat multe societăți, și mai mari și mai mici. Și permanent suntem deschiși la dialog. Orice societate a venit să-i sprijinim cu orice fel de problemă, i-am sprijinit în limita legală cu orice problemă care au avut nevoie. Deci permanent suntem deschiși la dialog, suntem deschiși la discuții, orice fel de discuții pentru crearea locurilor de muncă. Deci nu aveți dreptate. Eu zic că trebuie mai multă implicare. Mai multă implicare, într-adevăr, întotdeauna trebuie mai multă implicare din partea tuturor. Așa este, aveți dreptate. Uitați-mi ceva care am vrut să ridic o problemă aici. Orașul Hârlău are un potențial turistic destul de mare. Așa spun eu și așa cred. Nu e un oraș oarecare în zona asta a Moldovei. Au și biserici vechi și Muzeul Vinului și Bitrie de Vie, care e recunoscut nu numai la nivelul județului Iași. Dar cred că ne lipsește ceva de făcut. Nu avem, de exemplu, deloc o pensiune sau ceva în care se poate veni turiști sau se poate caza, pentru că eu chiar am întâlnit oameni care au vrut să rămână în oraș și nu aveau unde să rămână. De asta știu, răspunsul dumneavoastră îl știu, că acea hangra reșoaia nu poate fi folosit de noi, dar poate totuși să găsești o soluție sau acum un investitor străin sau un investitor e greu de atras să facă, că este problema și a locației. Cred că trebuie găsit o locație pentru așa. Avem un investitor și este păcat. Care a cumpărat fosta clădirii la Rom Telecom, care va fi transformată în hotel. Așa spune Ungureanu? Cu siguranță. Da, așa spune. Știu că a spus treaba asta.
și va fi un hotel elegant, așa cum sunt elegante celelalte clădiri care au fost modernizate de el. Promovarea orașului, sigur, în acest sens, trebuie făcut un pic incisiv, pentru că avem ce pune în fața oamenilor care vin în oraș și orașul are o tradiție destul de peste 600 de ani cu tot ce este și nu este chiar întâmplător că avem ce să le punem la dispoziție oamenilor. Dar țin să completez că la compania unde lucrez eu avem de transportat diverse chestii, intrăm la bursă, suntem refuzați, drumul rău. Deci găsim foarte transportator la bursă, pentru că așa se face acum, pentru că, domnule, nu venim. Și ne trimit șoferii care sunt refuzați de azi, nu intru în detalii. Deci infrastructura poate, sperăm, este un lucru bun și un lucru care trebuie să recunoaștem, să realizează. Modernizarea tronsonului la Târgu Frumos până la Botoșani. Deci se lucrează, sperăm într-un termen scurt să fie finalizat și atunci nu o să mai avem probleme cu infrastructura rutieră. Dacă mai sunt intervenții? Punctul 3, raportul de activitate al viceprimarului orașului Hrău. Domnul viceprimar, vă rog frumos. Mulțumesc. În raport am enumerat majoritatea activităților pe care le-am desfășurat. Am pus umărul peste tot unde a fost nevoie, astfel încât să rezolvăm cât mai multe din problemele orașului. Nu mai enumăr aici activitățile. Într-adevăr, am rezolvat foarte multe lucruri, însă mai avem foarte multe obiective încă de atins și sper ca în anii următoare, în colaborare cu dumneavoastră, cu funcționarii primăriei, cu domnul primar, să reușim să realizăm cât mai mult din aceste obiective. Activitatea de salubrizare trebuie optimizată, trebuie făcută mult mai bine. Ne interesează energia verde, să vedem cum putem dezvolta și atragerea de fonduri suplimentare cât mai multe. Și, în final, vă mulțumesc pentru felul cum am colaborat în anul 2021 și cu ocazia Paștelui vă doresc sănătate și sărbători frumoase. Da, domnul. Domnul Sudu, vreau să sunteți delegat din partea primăriei în legătură cu gunoiul, nu? Gestionarea gunoiului. Da. Din câte văd, am trecut în casările, sunt foarte, foarte, foarte mici. Știu că ați zis dumneavoastră de falcat pe trei zone, Hârlău, Părcovaci și Păstoreu, Teodoreanu. Văd aici, din pe site-ul primăriei, din Părcovaci s-au încasat în jur de 72.000 de lei, având în vedere că sunt încasați în jur de 40 tone de gunoi pe lună. Iar pe Păstoreu Teodoreanu se încasă în jur de 20 tone și sunt doar 14.000 de lei, un minus de 60.000 de lei. Considerați că v-ați făcut treaba? Da. Nu v-ați făcut treaba. Având în vedere, încasările astea nu v-ați făcut treaba. Acele încasări se datorează faptului că am luat măsura de a merge în fiecare marți în cartier pentru a încasa. Nu văd rezultate. La încasări nu văd niciun rezultat. Este o zonă dificilă acolo. Și dacă e zonă dificilă, și colectăm noi. Se încasează și la taxe și impozite destul de slab din zona respectivă. Deci noi am făcut toate eforturile. Nu ați făcut toate eforturile. Și o să facem în continuare. Și anul ăsta, din câte am niște informații, tot așa, s-a încasat doar 1.400 lei în zona aia, din Părcovaci în jur de 70.000. Iar e o problemă. Iar e o mare problemă. Este o mare problemă. Domnul primar, ideea este felul următor. Domnul Sârbuș a arătat limitele în direcția asta. Îmi pare rău să o spun că asta, cifrele arată. Eu sper că delegați o altă persoană care se ocupe. Să ai un pic mai mult de sânge în instalații, ca să ai tupeu, să vorbești cu oamenii aia, nu să ai atât de mamă bună de așa, știi? Lasă-mă, că mai merge încă vreo altă. Vă invit cu mine, da, domnul, dacă aveți sânge în instalații. De unde se auzi noi, domnul? Vă invit cu mine acolo să vedeți, plătit să vedeți cum se lucrează. Salariul de 100 de milioane. Să vedeți. Dar n-am salariul de 100 de milioane. 105 aveți. Brut. Nu știu netul. Deci, netul este 6.000 de lei, dacă vreți să știți. Nu mai aruncat informații false. Deci, vă invit cu mine să vedeți cum se face.
nu știu, când îți asumi să faci lucrul ăsta, trebuie să spui de scurt, nu te descurci, spune de altcineva, că așa e normal, așa se întâmplă în toată lumea asta. Nu este corect. Și domnul primar, vă rog să luați sac de chestia asta, că nu mi se pare normal, e ceva care nu... Adică mi se mai fraie și alții mai deșteți, mai șmecheri, nu merge. Trebuie să aduceți pe el la un nivel, la un nivel, că nu e corect. Pentru ei luați, care sunt corecți. Mai mult implicare, nu știu, găsit sunt persoane în primărie, poate care au tupeu mai mult să ducă să discute. Mulțumesc. Problema acolo, la sus, la păstărătă, Tudoreanu, nu este legat, îmi zic că de, numai de taxe și impozite. Problema este că ei beneficiază de foarte multe drepturi. Deci, unu, asistentul sanitar gratuit, marea majoritate. Și o spun că știu despre ce vorbim. Probabil locuri de casă fără autorizație, care, bine, nu-i vina dumneavoastră, nici nu vreau să spun treaba asta. Sunt foarte multe lucruri acolo care ei beneficiază pe când un cetățean de rând de aici, din oraș, nu neapărat de rând, dacă nu și-a plătit taxele sau nu-și plătește asigurarea de sănătate, stă la ușa medicului și spune clar, nu-ți dau. Nu-ți dau nici bilet de trimitere, nici altceva. Deci eu cred că aici trebuie găsit o soluție. Aici trebuie. Eu știu, eu din câte știu, că asigurarea de sănătate este plătită de primărie pentru ei, că au ajutoare, nu? Cei care sunt la ajutorul social, da, prin efectul legii, sunt asigurați. Deci aici trebuie un pic găsit. Știu că prin efectul legii, bun, nu puteți dumneavoastră să schimbați legea acum în favoarea noastră ca să plătească ei. Știu, asta e foarte greu, dar trebuie găsit totuși niște soluții, nu știu. Noi trebuie să le găsim, nu serviciul respectiv, noi trebuie să le găsim. Nu știu ce ar trebui găsit, dar trebuie găsit o soluție. Pentru că așa prea multe discuții sunt legate de această problemă. Eu cred că trebuie să înțeleagă că au și drepturi, dar au și obligații. Asta trebuie implementat în mintea tuturor. Asta trebuie făcut, pentru că nu se poate așa ceva. Deci când primăria dă ceva, sunt buluc acolo, știți? Când se dai, știi, vorba poeziei care aveam noi la școală, că eram mici, hai gică la mâncare, hop, să sare în picioare, dă-mi gică ajutor, mă că îmi dau în picior, știi? Scam trag deoparte și nu mi se pare corect. Foarte corect, că asta e o problemă națională, nu numai noi aici. Da, e adevărat. Mai avem aceleași drepturi? Corect, dar nu spune că ce cineva cuiva apărarea. Scuze-mă, deci perfectă dreptate, doar că problemul național este ca să schimbi o mentalitate, să schimbi într-un mandat. Părerea mea. O corectură. Da, vă rog. Asigurările pentru sănătate nu sunt plătite de primărie, din bani din fond. Nu, din ajutorul social, prin primărie. Prin primărie, dar vin de la stat. Nu. De la stat tot. Sunt de acord că așa este, cum spuneți dumneavoastră, dar ajutorul social de bugetul primărie. Statul, de unde se face? Din ăștia care muncesc. Socialul de din primărie, da, adică în sensul că ei primesc post, ajutoarele sociale în urma unei anchete făcute de primărie, nu din altă parte. De asta am spus. Bine, este o lege, știu foarte bine că legea respectivă trebuie respectată, mai ales în cazul lor trebuie neapărat respectată, că e minoritatea și vezi, doamne, nu știu ce se întâmplă, dar... Da, mai sunt intervenții? Domnul Onofrei, vă rog. Domnule primar, domnule viceprimar, domnilor colegi, doamnelor colege, consiliere, am citit cele două rapoarte. Raportul domnului primar privind starea economică și socială și de mediu a orașului. Am citit raportul domnului viceprimar. N-am să vin cu observații. Am să vin cu câteva lucruri legate de faptul că trăim într-o localitate compactă, nu cu multe sate subordonate, cu o singură localitate subordonată, satul Pârcovaci, cu străzi, cu toate, bine delimitate, dar, de fapt, viața locuitorilor și din oraș și a celor din Pârcovaci este extrem de agitată sub aspectul gospodării. Este de recunoscut, ultimii ani au însemnat eforturi și s-au reușit câteva lucruri.
însă suntem departe de necesitățile pe care le au cele două localități și de posibilitățile pe care le avem. Plătim în continuare greșelile ale trecutului, dăm banii din bugetul local, deci banii adunați de la cetățeni, bani care ar trebui să se întoarcă la cetățean sub forma investițiilor, în străzi, în gaz, în apă, dar în ultimul an n-am reușit să facem nimic pe linia a doua dintre utilități. S-a făcut ceva și menționează domnul primar străzile din două străzi din oraș Vasile Gheorghiu și o porțiune din Pârcovaci. Este foarte puțin față de ceea ce are nevoie, mai ales Pârcovaci. Avem o stradă principală, dar străzile secundare din Pârcovaci de ani de zile le alimentăm cu balastru. Mai rău decât sate îndepărtate de centrele urbane. Mai rău. Și acum sunt cetățeni din Pârcovaci care pe timp de ploaie, ca să iasă la strada principală, vin cu o pereche de cizme, le lasă lângă un gard și își iau Adidas și de oraș. Suntem undeva cu câteva zeci de ani în urmă pe tema aceasta. Există drumuri de pământ. Cele două rapoarte au așa o tentă triumfalistă de justificare, de mângâiere, de bunăvoință. Oamenii, probabil vă mai spun și dumneavoastră când vă întâlnesc așa, când le ajunge cuțitul la os, dar marea majoritate sunt nemulțumiți de modul în care este gospodărit orașul. Dacă vreți, domnul viceprimar, am să-i înregistrez pe vă câțiva și să-i aduc în ședință să vă arăt cum vorbesc despre activitatea de gospodărire pe care o faceți dumneavoastră. Cred că trebuie mai multă străduință din partea celor doi primi edili, pentru că ei sunt cei care coordonează colectivul care răspunde de administrarea orașului. Este greu, am plătit și plătim în continuare greșelile ale trecutului, probabil s-ar putea să mai apară altele acum, nu-i târziu, dar nu cetățeanul trebuie să suporte povara greșelilor anterioare. Nu se face nimic să se vadă greșelile, din potrivă, toate sunt mușamalizate, date la dos, justificate. Mi-amintesc de fostul primar care, într-o discuție în ședință, spunea că el nu poartă nicio vină. Doar a avut specialiști în primărie, a avut juriști, cum să îi se impute lui. Dar atunci când dai ordin unui specialist din subordine să întocmească un act și să-l semneze, nu răspuns pentru acea dispoziție? Nu răspuns, că e verbală. Ar fi trebuit să o dea scrisă, nu? Ca toată afacerea respectivă și toate amănuntele care se află în spatele ei, ascunse privirii cetățeanului. Nu, suntem o instituție publică, suntem o instituție plătită de cetățeni, cetățeanul trebuie să cunoască tot ce se întâmplă în oraș. Avem iarăși spitalul, o instituție în care am investit atâția bani și care până la urmă este tot la același nivel de servicii nemaipomenite. În ghilimele. Mai nou aflu că din zvon public că spitalul este dat în judecată de un cetățean care s-a dus cu copilul și ia să-i moară copilul pentru bună asistență medicală acordată. Nu cred că este normal la cât am investit în spital și la toate eforturile făcute de comunitate pentru ca asistența medicală să fie corespunzătoare. O singură observație legată de raportul domnului viceprimar, doar 8 pagini din acest raport sunt privind starea orașului. Restul sunt aspecte sau rapoartele preluate de la instituții. Este anormal, domnilor, ca o instituție publică să te încurce să-ți depui raportul de primar pentru că îți dă cu întârziere material.
este un material care se întocmește o dată pe an și pentru a cărei întocmire nu sunt necesare zile. Sper ca încet, încet, deși foarte greu la noi se acceptă schimbările. Și toată lumea știe care sunt motivele pentru care schimbările vin greu. Pentru că aceiași oameni sunt greu de schimbat. Haideți să facem toate demersurile ca spitalul să aibă un director competent, un director care să coordoneze și să vină cu toate măsurile necesare pentru ca instituția spitalicească din orașul Hârlău să aibă activitate corespunzătoare. Nu pe înțelegeri de la partid, nu pe înțelegeri de nu știu ce spații să fie desemnați manageri. Mulțumesc! Nu mi-am propus să intru în polemică cu domnul consilier, dar nu pot să fiu de acord cu el, pentru că 99,9% nu este adevărat din ce a spus dumnealui. Cu siguranță dumnealui o să vină, să-mi spună iarăși, nu este nimic adevărat. Și o spun aici, în fața dumneavoastră, că nu există așa ceva. La spital lucrurile merg foarte bine, s-au făcut investiții foarte necesare și cu o valoare foarte mare. Și spitalul merge spre o direcție bună și foarte bună. Avem medici tineri veniți nou, este deschidere din partea administrației locale. Dacă este un caz, s-a întâmplat o problemă, acolo o să rezolve cine este competent. Nu rezolvăm noi pe Facebook sau prin la televiziune. Că nu ajutăm cu nimic spitalul. Din contra. Și noi ce vrem? Să ajutăm spitalul sau să nu-l ajutăm? Să creăm o imagine pozitivă medicilor, asistenților și la ceilalți salariați sau o imagine negativă? Care este scopul nostru? Avem un manager interimar, se organizează concurs de manager transparent prin Consiliul de Administrație, așa cum prevede legea. Restul sunt lucruri neadevărate. Vă spun cu siguranță. Dați-mi voie să mă opresc aici. Haideți să vă spun un adevăr ce se întâmplă. La chirurgie, la Hlou, acum 35 de ani, se făcea fel de intervenții chirurgicale. Deci am stat atunci și am avut o problemă. Deci eram copil la 16 ani. Ce sunt intervenții chirurgicale să facă omul lor? Vă spun un adevăr. Nimic. Nimic. Vă rog, doamna. Acum 35 de ani erau niște reguli care între timp s-au schimbat. Fără anestezist nu poți să mai faci nimic. De asta nu se mai operează. Că noi avem personal bun, calificat, dar în lipsa unui ateist e greu să faci ceva. De câți ani se întâmplă? De când avem ateist și de când legislația prevede treaba asta. Și nici măcar nu ne-am întors în timp. Suntem în 2022. Știți foarte bine că anesteziștii sunt cei mai căutați sau au fost cei mai căutați în perioada asta. Dacă într-o perioadă normală s-a întâmplat că am mai avut pe câte unul cu bucățică de normă la noi, acum, de când a fost în pandemia, nu a mai venit nimeni. Așa că... Asta v-a spus adică, nu? Acolo nu se întâmplă nimic. Ai un șef de secție, doctor primar sau cu medic primar, să nu faci niciun fel de operații, îți ține să râzi, îi plătește pe un jur de 170-180 de ani pe lume. Nu înțeleg. Aici trebuie să ne implicăm. Iar un medic trebuie adus și la ambulanță. Trebuie medic la ambulanță. Târgu Frumos nu e ca mai cu moți ca Hârlău. Și noi trebuie să ne implicăm și noi să facem chestia asta. Am făcut solicitări la Iași, la Iași. Știți, nu fi numai din gură solicitări. Nu, sunt verbali. Sunt verbali și scrise. Așa. Este nevoie. Dar noi de ce nu putem? Vă rog, doamna. Da, am mai ridicat problema aceasta în anii precedenți. Am dorința și avem dorința arzătoare de a pune pe primul loc identificarea spațiilor disponibile care să vină în ajutorul celor care vor să investească în orașul Hârlău.
Acum foarte multe firme se relochează de la Ucraina către alte țări și către alte localități, respectiv Botoșan, care Botoșaniu are. Deci sunt, vorbesc în cunoștință de cauză. Deci Hârlăul la momentul acesta nu are cu ce să întâmpine acești investitori. Am cerut asta în mod expres în anii trecuți, să identificăm o zonă, un teren care aparține primăriei, în momentul în care apare acel investitor, să știm cu ce sau ce îi oferim. Nu s-a realizat acest lucru și cu părere de rău spun că asta înseamnă că nu sunteți receptivi la propunerile cetățenilor și respectiv a consilierilor locali. De asemenea, cererile care vin către primărie rămân fără răspuns nu 30 de zile, rămân fără răspuns 30 de luni. Vrem ca fiecare cetățean care are o cerere adresată primăriei să primească un răspuns, nu mai zic la instituții, să primească un răspuns favorabil, nu știu, o încadrare într-o lege, într-un articol, ceva, un răspuns din partea primăriei, pentru că sunt foarte mulți cetățeni nemulțumiți pe acest aspect. Referitor la activitatea domnului viceprimar, mă așteptam să fie mai multe cifre, mai multe cifre în acel raport. Aș vrea să fie cuprins și încasările care s-au făcut pe fierul care s-a scos din oraș, de pe zona centrală, probabil că l-ați dus la, l-ați depus, l-ați relocat, așa, sau să ne spuneți dacă pavelele au fost valorificate într-un mod corespunzător, curățenia lasă de dorit, mai ales în zona de intrare în spitalul orășenesc, se vede că în curte este curățenie, în fața spitalului este mizerie zilnic, zilnic, zilnic. Și este foarte aproape, în centrul orașului, toată lumea trece pe acolo, nimeni nu vede, nimeni nu acționează. Cam atât deocamdată. Dacă îmi permiteți. Spuneți. Este o precizare. Unde în fața spitalului este mizerie? Exact în fața spitalului sunt niște pomi, este un loc de așteptare. Acolo probabil că oamenii care lucrează acolo sau trec pe acolo zilnic, știu. Deci, exact în fața spitalului, unde la este... La intrarea acolo. Da, intrare, este, dar este jalnic. Se face jalnic. Vă asigur că zilnic se face curățenie. Îmi pare foarte rău. Îmi pare foarte rău că vă spun acest lucru. Sunt gunoaie care persistă acolo de multă vreme. Le văd zilnic. Sunt jupon, cred că stau la umbră. Și pietre și aruncate tot felul de lucruri. Da? Privitor la curățenie, am spus că trebuie îmbunătățită, însă curățenia se menține. Știm asta. Acum mături și peste o oră, dacă treci, constați că iarăși s-au aruncat ambalaje, iarăși sunt mucuri de țigări. Adică nu ține, curățenia ține de toată lumea, de toți cetățenii. Adică toți ar trebui să fie conștienți că nu trebuie să arunce pe trotuar, trebuie să pună deșeurile în coșuri. Asta e problema. Nu se vede. Deci curățenia și acasă o menții. Nu o faci tot timpul. Dacă s-ar aplica... E o problemă dificilă, da. Dacă s-ar aplica un pic legea cu amenzile, nu poți să nu se crezi pe tot. Dar când vezi măcar unul, doi, că dacă se dă amendă, să vedeți cum se mai liniștesc. Cu altă metodă nu văd prea practică, să știți. Așa degeaba vă spui că facem educație cu ei. Nu. Educația o mai fac și cu bonul în mână, știți cum, în alte țări. În alte țări de ce nu aruncă? Pentru că dacă te-au găsit, plățești, nu știi cum se aplică legea. Asta nu știu la noi. Nu aruncă. Când vine acasă, e adevărat. Eu chiar stând acolo destul de în centru și mă dau pentru că știu aici. Am găsit cartoane puse la bucă. Le-am spus la oameni, lasă-le de acolo. Dar cartoane aruncate cu tot felul de produse sau de la nu știu ce, sunt acolo aruncate. Eu nu spun acum că poliția nu trece pe acolo, dar dacă s-a mai aplicat și niște amenzi, știu că iară e problema că nu se vine cu ele să fie plătite la primărie. De aplicat se aplică zilnic. Nu este zi, nu există zi în care să nu se aplice cel puțin una, a doua amenzi. Atât din poliția locală, cât și poliția națională. Dar trebuie să recunosc, la partea de curățenie,
majoritatea amenzilor sunt la poliția locală. Într-adevăr, este o problemă la încasat. Da, dar să știți că nu facem toleranță la, amenzi. Da, și programul de adunat maculatură, hârtie, ar trebui să fie mult mai vizibil către orășeni, pentru că unii habar nu au ziua când se colectează, procedura și așa mai departe. Campanie. Știu, dar probabil trebuie mai vizibilă, mai vizibilă. Campania s-a făcut-o pe niște bilețele foarte mici, lumea l-a... O să reluăm. Trebuie un pic mai activ. Da, domnul Curia, vă rog. Deci la apă și la alte utilități plătim în mod egal aceeași sumă care este de plată. De ce la salubritate plătim noi diferențiat? Dacă la apă, satul Prăcovaci, orașul Hârlău plătește același preț, da? De ce plătim noi la salubritate? Am ales varianta asta ca satul Prăcovaci să plătească 4 lei, cetățenii din oraș să plătească 10 lei. Haideți să clarificăm și situația asta. Înseamnă că unii merg în continuare și achită că sunt buni platnici, iar alții jonglează să plătească doar 4 lei. Nu este corect. Vă scuzați subiectele, să nu vreți să le tratăm la diverse. Nu, este un... A fost o propunere, nu v-am înțeles. Este o discuție care trebuie să o discutăm aici, în ședință. Păi am din ședința, dar diverse să nu votăm și să vorbim ca așa... Păi nu, este tot legat de raportul cu domnului viceprimar. Pentru că cu taxa de salubritate, dumnealui se ocupă. Deci, știți foarte bine, atunci când am aprobat în Consiliul Local regulamentul de salubrizare, acolo au fost incluse două zone cu două prețuri diferite. Dacă vreți, intrăm în profunzime, s-au făcut studii, s-au făcut cercetări și a rezultat că cei care locuiesc în zona rurală produc mai puțin gunoi decât cei care locuiesc în zona urbană. Și este adevărat. Și logic. Și aici sunt studiile, nu le zicem noi. Și atunci, noi am aplicat prețul pe urban și pe rural. Exact cum avem localitățile. Urban și rural. Nimic nou sub soare. Știm cu toți, am discutat în Consiliul Local. Eventual să vedeți cu o cantitate, cât se ridică pe oraș, cât se ridică pe Prăcovaci, cât statistici. Sunt diferențe. Avem statistici, sigur că da. Pentru că cei care locuiesc în zona rurală au și venituri mai mici, în plus de în afară de aceasta, mai sunt care corjile, la cartofi, ne mai dea la o pasăre, la ceva, adică nu aruncă oricică acel care... Astea sunt studii făcute, nu trebuie să le discutăm noi aici. Sunt resturi menajere care le reciclează, probabil. Sigur, tăi, sigur. La mine sunt zero resturi menajere. Doar hârtie, cartofi și metal. Dar metalul cum separat și da. Nici metal. Vă rog, domnul Ace, mă scuzați. Da, este o zi de, să zicem, de bilanța conducerii administrative a orașului, în care s-au trecut lucrurile care s-au făcut și eu înțeleg și rolul opoziției de a critica unele aspecte. Cam ăsta este rolul opoziției. Rolul opoziției sau al nostru, al tuturor, este și implicarea noastră a consiliorilor locali. Nu numai a celor doi primari, să zicem așa, ne întrebăm oare noi, consilierii locali, cât am făcut în afară că venim aici în ședințe și criticăm sau spunem aspectele care sunt legate de orașul Hârlău. Și noi, consilierii, zic eu, că trebuie să facem și noi ceva mai mult decât să venim în ședințele Consiliului Local. Și mai mult decât să aducem la cunoștință unele nemulțumiri. Este adevărat. Sunt oameni nemulțumiți. Sunt oameni care pe drept sunt nemulțumiți pentru că ei, ca și cetățeni, își fac datoria față de primăria orașului Hârlău. Dar sunt și oameni care critică, am mai spus-o și altă dată, fără ca ei să fie activi și atunci când
au obligații. Sunt, eu cunosc și cetățeni care critică și care nu își plătesc la timp și cum trebuie, să zicem, sau nu își fac datoria față de comunitatea în care trăiesc. Pentru că unii s-au obișnuit așa, alții nu îi interesează și de aceea sunt și aspecte care trebuiesc îmbunătățite atât la nivel de comunicare, cât și la nivel de acțiune. Acum, să venim cu lucruri care s-au întâmplat acum 6-7 ani și primarul nu știu care, nu știu ce n-a făcut și cât trebuia să fie de pedepsit, din câte știu eu, a avut acțiuni în instanță, s-a rezolvat atât cât instanțele au considerat că este vinovat sau nevinovat. Și nu trebuie să... Au trecut, sunt 7 ani, dacă stau și mă gândesc bine, de când au fost lucrurile acestea. Poate că, într-adevăr, mai tragem unele ponoase, să zic, din trecut, dar legat de lucrurile acestea, trebuie, așa cum spuneam, să fie o implicare și din partea noastră mai mare. Vis-a-vis de energia verde sau lucrurile acestea de... Eu nu știu, poate nu știu eu, îmi cer scuze dacă greșesc. Oare noi, chiar consilier local fiind, cât am făcut? Haideți să venim și cu lucrurile acestea, adică unii, să zicem așa, să taie păduri, s-au tăiat păduri, să taie în continuare la greu. Dintre cei care merg acolo și cumpără sau ce fac cu lemnul respectiv, câți copaci au plantat la loc? Asta nu întreabă nimeni. S-au implicat alții, vin alți voluntari care se implică. Haideți și noi care exploatăm sau facem ceva, sau o acțiune. Mâine, pentru că s-a tăiat nu știu cât, haideți să facem lucrul acesta. Și ar fi foarte frumos. Pe 27 aprilie invităm. Toată lumea trimite, dar nu oficial. Inclusiv eu, dacă totuși... Nu v-am întrebat. Dar eu vă spun că vă referiți la și chestii care... Nu mă refer la ceea ce vrem să facem. Nu e datoria exploatatorului să și planteze, e datoria proprietarului, ceea ce înseamnă ocol silvic sau direcții silvic. Domnul Hristu, vă rog frumos, intrăm la discuții care... Nu e vorba numai de acolo. Și în orașul ăsta. Haideți să mergem totuși pe linia cu care nu face comparații, care nu... Vă rog frumos. Păi nu cer scuze că v-am întrejut, dar totuși cred că ne ducem într-o altă extremă și nu... Păi nu vrem să facă cineva, dar noi să nu ne implicăm. Haideți să vorbim cu exemplu de gunoi. Deci nu facem acțiuni pentru gunoi, să strângem. Tot și pentru ăla. Putem să vedem și niște acțiuni din partea tuturor. Da. Bine. Pentru că sunt, și nu vreau să mai iau cuvântul poate mai târziu, pentru că suntem în preajma sărbătorilor de Paște, să ne dorim puțină liniște, puțină gândire vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să fim mai umani, să gândim nu numai negativ, să mai gândim și pozitiv și să ne dorim sănătate tuturor și sărbători cu bine. Să avem un Paște verde, nu? Mulțumesc! Ironiile nu și-au rostul astăzi, domnul Cristu. Da, vă mulțumesc, mai sunt intervenții. Aici ar mai fi o intervenție scurtă, dacă tot discutăm despre activitatea noastră și nu știu ce. Poate n-ar fi rău, într-adevăr, să fie pus la punct chestiunea cu raportul consilierului. Că mi-aduc aminte că odată domnul viceprimar chiar a avut o replică când am fost întrebat de ce dumneavoastră ca și consilier nu v-ați depus un raport. Eu anul trecut am depus unul,
voi ce pune și anul ăsta, când e termenul respectiv, îl dau și îl depun. Deci ar trebui să atunci vedem exact fiecare ce-a făcut și cum face. Era, ar fi bine totuși. Că așa, dacă nu scriem ce-am făcut sau ce face, nu știu dacă e bine. Scurt am să fiu. Cât de scurt vreți dumneavoastră? Domnul Ancea a ținut să-mi bată un apropo, că m-am întors la niște greșeli de acum 7 ani. Nu știu, da, m-am întors la acele greșeli pentru că au fost plătite anul trecut din banii din anul anterior și pentru că discutam despre anul anterior. De asta m-am întors acolo. Și mai fac o observație legat de ce a spus domnul primar cu regulamentul pentru gunoi. Regulamentul pentru gunoi la Hârlău este aprobat după un draft trimis de ADIS, în care într-adevăr erau prevăzute două categorii de prețuri, pentru rural și pentru urban. Este așa? Nu să spuneți că numai 90% am dreptate. Aici am 100% dreptate. Să acum închideți. Închid imediat. Imediat închid. În momentul în care s-a aprobat în Consiliul Local, s-a aprobat pentru Pârcovaci prețul pentru rural și, și la Hârlău prețul pentru urban. Dar noi la ADIS suntem trecuți cu 10.000 de locuitori în urban. Și pe chestiunea asta, iar este un aspect pe care dumneavoastră îl evitați. Ați avut discuții cu banii care trebuie încasați de la Hârlău. Dați-mi voie să vă spun da, la fel. Mulțumesc. Nu mă așteptam să finalizați, dar e total. Acum 100% greșiți. Pentru că noi nu plătim în funcție din numărul de populație. Bună, plătim, bravo, mulțumesc, domnul consilier, în funcție de cantitatea care o predăm. Aici plătim. Iertați-mă, ceea ce încasați de la cetățean atunci, ca să fiu mai clar, taxa de la cetățean. Taxa la Iași, când s-a făcut prospectarea pieții de către firma respectivă, sau au făcut-o pentru Hârlău, pentru 10.000 de locuitori. N-are nicio relevanță, absolut, n-are nicio legătură una cu alta, vă spun sincer. Nu contrazic o persoană din dorința de contrazici, din contra. Dar nu, n-are legătură. Că suntem acum 14, 15, 13, atunci a fost statistic. La nivel de județ, statistic. Studiul nu s-a făcut pe oraș, pe localitate. Sigur. Studiul s-a făcut la pe rural, separat, pe un eșantion. Și noi dacă încurajăm cetățenii să predea gunoiul selectiv, să ajutăm să facem campanii cât mai multe de predare gunoiului selectiv și să diminuăm cantitatea de gunoi care o predăm către firma respectivă, atunci plătim mai puțin. Noi, în funcție de tonele de gunoi care le plătim, achităm de la primărie, din banii colectați de la cetățeni. Chiar dacă nu îi colectăm toți banii de la cetățeni, o parte poate îi încasăm mai ușor, adică mai ușor, adică cu bunăvoința cetățeanului, o parte prin popriri înființate și să știți că deci nu există să facem separatisme. Să lucrează la, să respecte legea pentru toți cetățenii din Hârlău din Pârcovaci. Facem popriri, el chiar dacă nu și-a achitat un an de zile, poate avem persoane, știu, dar jumătate, el apare cu debit la noi, la rol. Și în momentul când vine la noi cu o problemă la serviciu, atunci îl sensibilizăm. Are de achitat. Impozite, taxa de gunoi, n-a fost ușor, nici pentru noi, să știți. Și n-am avut, trebuie să o spun, poate n-ar fi trebuit să o spun, n-am avut în totalitate sprijinul dumneavoastră să înființez o taxă. N-a fost ușor, să știți. Avem 2 ani. Acesta este al doilea an de când am înființat taxa de salubrizare, pentru că până în anul 2021 nu a fost taxă. Nu a fost ușor, să știți, să debitez atâtea mii de roluri, atâtea persoane, au fost probleme, au venit, nu au coincis ce e cum i-a debitat, pentru că noi am debitat conform regulamentului. Persoanele respective au venit, domnule, conform regulamentului și vin cu dovezi că eu nu locuiesc acolo, i-am scăzut, deci a fost un volum de muncă foarte mare. Dar nu ne-am plâns, am mers în continuare. Și avem, aș putea spune că avem o evidență clară acum, ceea ce nu a fost până în anul 2021 la primărie. Pentru că era societate, acolo era un număr de contracte și acum vin persoane, spune, domnule, n-am semnat contract.
Nu este, nu mai semnat, nu e nicio problemă. Aici e regulament, este altceva. Vă debitam din oficiu dacă nu vine și faceți declarații. Repet, nu a fost ușor, să știți. Cu sute de oameni zilnic, cu sute care trebuie să le explicăm și am găsit înțelegere la majoritatea dintre ei să înțeleagă. Și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, să explicați. Domnule, este taxă care trebuie să o achităm cu toții. Pentru că veniți în sprijinul nostru. Și nu vorbim pe două linii. Noi spunem una, ceilalți spune, domnule, nu, că mi-au spus că nu, știți, nu plătim, că o să vedem noi. Nu există. Toată lumea produce cu noi, toată lumea trebuie să plătească. Bineînțeles, persoane exceptate care sunt în regulament. Problema pleacă pentru că vă spun eu, la Pașcani, de unde sunt satele respective, plătesc la fel ca oraș. Deci, nu sunt sate, domnul director, nu sunt sate. Sunt orașului Pașcani. Nu sunt sate, sunt străzi. Sunt străzi, am verificat de lege. Sate, domnul primar, cum puteți spune? Dacă eu vă spun ce aici vă spun eu, nu știu ce vă spun. Eu la v-am spus. Mă contraziceți cu documente. Eu știu că sunt școli în satele, sunt comunile care sunt legate de asta. Dar mă rog, eu v-am spus că de aici pleacă unele discuții care, eu nu spun că sunt principiale, dar trebuie totuși... Eu consider că așa cum a fost luată hotărârea în Consiliul Local, bine, cine a fost corect luată. Pentru că nu putea cel la Prăcovați să plătească 10 lei, cel la Deleni, la Scobin, Maxur și așa mai departe, Cotnar, să plătească 4,50 lei. Pentru că este tot sat. Și nu-i, dacă e sat, e zonă rurală, nu-i urban. Credeți-mă că nu am nicio problemă. Eu sunt corect și cinstit față de toți cetățenii. Dar trebuie să spunem cu fermitate atunci, nu să, știți, să o dăm așa că... Nu, dar nu e vorba de incorectitudine. Eu v-am spus ceea ce este legat și am discutat că e considerat acolo sat. Deci nu problema că acolo aici se plătește mai puțin sau nu cu ce. Pentru că așa dacă ne luăm, ne ducem la Scobiți, păi aud că plătesc nu știu ce sumă mică pe un an de zile. Nu, trebuie, probabil, în viitor, așa s-a stabilit în Consiliu, trebuie respectată hotărârea Consiliului. Vedem în viitor dacă se schimbe ceva, nu acum. Că acum nu văd cum putem schimba. Sigur. Dar trebuie să ne gândim și la aspectul ăsta. Într-adevăr, sunt toate ori unde am mărit prețul, să știți. Noi dacă l-avem sub 10 lei, sunt toate ori unde au și 14, și 13, și 12, și 11. Dar dacă cu toții facem un efort și predăm mai mult gunoi selectiv, predăm exact gunoiul care trebuie predat, știți? Atunci se diminuează din cantitate și putem să ne încadrăm și în tarifele care le percepem la ora actuală. Să ne spună domnul viceprimar programul de predare, să spună pe cameră acum programul de predare. Joia, începând de la ora 12, se colectează plastic și carton. Și hârtie, carton și doze de metal. Unde se colectează? În oraș. Unde? Trece o mașină prin oraș? Trece o mașină specială și colectează. Dar vreau să vă spun mai mult decât atât. Am luat legătura cu Saludusul, care este firma noastră, poate așa. Și zilnic merge dimineața și colectează la punctele de colectare care le avem în oraș toate, colectăm cartoanele de acolo. Mergem, le depozităm, astfel încât când vine mașina și ia în ziua respectivă, ia și la locul unde ducem cartoanele. Zilnic colectăm, pentru că sunt și cetățeni care nu predau în ziua respectivă. Dar zilnic mergem dimineața la prima oră să colectează toate cartoanele la toate punctele de colectare, cu mașina, mergem, le depozităm și când vine mașina de la ea și să ia cartonul, luăm și de acolo. Deci este în atenția noastră și lucrul acesta, dar nu este suficient. Pentru că discuția s-a întins și pentru că, vedeți, informațiile sunt trunchiate, sunt de bucățele, treceți, vă rog, pe site-ul primăriei un anunț mare, care să fie prima pagină, legat de programul de colectare al cartoanelor, al plasticului. Locurile în care trebuie adus acele materiale. Dacă venim numai în ședință și dăm trunchiată informația pe bucățele așa în vârful buzelor, nu ajunge la cetățean. Puneți niște afișe cu această problemă. Nu. Colectare selectivă. Noi nu facem deocamdată colectare selectivă, domnilor, conform stasului. La noi se face o adunătură de gunoi menajer.
Și nu pentru alt motiv, ci pentru că nu suntem organizați pe chestiunea asta. Un cetățean care are nevoie de un tomberon știe că trebuie să facă cerere la domnul viceprimar, nu e așa? Trebuie să dea un telefon doar. Să vă dea un telefon. La care dintre telefoane, domnul primar? N-ar fi normal să fie un telefon afișat pe site-ul primăriei pentru această problemă? Am spus anunț pe site-ul primăriei. Sunt zeci de situații, persoane care mă sesizează că undeva pe lângă fost autobază este un morman de gunoi și să vin cu această problemă în ședință. Este normal? Eu găsesc că nu este normal, pentru că un viceprimar care răspunde de gospodărirea orașului n-ar lăsa o săptămână să nu treacă pe toate străduțele să vadă dacă sunt probleme. Nu. Puteți să ne spuneți dumneavoastră în primărie ce program aveți ca viceprimar? De luni până vineri, nu? Sunt disponibil și sâmbătă și duminică. Păi sâmbătă n-aveți. Cum că aveți cercul de robotică? De la Clubul Copiilor. Unde am ajuns, domnul consilier? Ce facem noi aici, domnilor consilieri? Păi nu, domnul primar, țineți să săriți în ajutorul celuilalt când vedeți că este atacat. Eu știu că vă sprijiniți unul pe altul, dar să știți că cetățenii simt și ei nevoia să fie sprijiniți de cineva. Cu această mângâiere pe spinare, că ne acceptăm unii pe alții și rezolvăm problemele, viața orașului o să rămână în continuare în această stare. Este anunț pe site-ul primăriei pe prima pagină, domnule. Nu l-ați văzut? Vă mulțumesc. Exact cu pagina principală. Deci anunț este. Da, vă mulțumesc. Vă sunteți să putem merge mai departe. Într-adevăr, sunt abandonări de deșeuri destul de dese. Nu-i poți prinde pe toți. Însă, periodic, facem ecologizări acolo unde apar. Vedeți, dumneavoastră, și cunosc problema de sus, de la autobază, de acolo. Oamenii vin noaptea, da, și mă trupin curtii, cu piatră, cu ce mai are, cu nisip, cu două, trei, așa le aduce noaptea. Noaptea le-au dus acolo, a doua zi, iar le luăm, a treia zi, tot așa. S-a dat, am mers multe. Am făcut anchetă în zona respectivă. Și vin și la casă, cerță. Mai vine cu mașina, o lăsat acolo și o plecat. După aceea mergi, iar-i înapoi, uite dacă... Și de asta o să, în anii următori, va trebui să avem camere de supraveghere peste tot. Peste tot camere. Că altfel nu poți. Sunt și oameni de bună credință, majoritatea dintre ei. Dar sunt și oameni de ăștia care ei nu respectă nimic, nu vrea, și doar așa pe furiș o mai aruncat acolo un pic de gunoi și au plecat. Și după aceea reclamă că este gunoiul la poartă la el acolo. Deci tot el îl aduc de acolo. Nu-i gunoi menajer. Ăla e așa gunoi... Poftiți, domnul Cernescu. Da, am legat de gunoiul de la... Am făcut sesizare, am fost la fața locului, am făcut verificări. În urma verificărilor am găsit bonurile de consum de la stația de butelierii de acolo, am găsit de la magazinul de alături, am făcut constatare, am înaintat-o, care un element constitutiv al contravenției, am aplicat sancțiuni și mai avem și doamna nu știu care o contestă. Deci, l-am informat pe domnul Baltac. Dacă domnul director Baltac a informat Consiliul, întâi și întâi ne-a informat pe noi, trebuia să aștepte măsurile care le dăm noi, nu să suni la un... Da, vă mulțumesc. Aia era a doua problemă, legată de domnul, ce a afirmat domnul director Neicu, de problema romilor de pe stradă și de... Gunoiul care îl... Da, deci... Dar numai la romi. Da, trebuie să alergăm. Deci cu toții trebuie să luăm, să avem atitudini față de cei care încalcă legea, care au aruncat o gunoaie. Nu trebuie să așteptăm numai poliția locală să vină să-l sancționeze. Deci totdeauna poliția locală, când se sesizează de o anumită faptă, ia măsuri. Sancțiunile le prezentăm la domnul primar, însă cu romii trebuie să avem o discuție, luate niște măsuri pe linii deci trebuie luate anumite măsuri care să-i afecteze, nu cu emoțional, să-l afecteze, să-l constrângă să nu mai comete asemenea. Trebuie să-i adunăm pe toți, am încercat înainte de sărbători cu domnul Voia, am chemat și domnii de la Poliția Națională, toți factorii, însă nu da cursul, trebuie să mai muncim, să-i adunăm pe toți, să le arătăm
care ceea ce trebuie să facă. Fost și în scurt și nu s-o nu, trebuie o implicare din partea noastră, trebuie tăiați de la toate drepturile. Da, vedeți, dumneavoastră, lucrurile astea toate care le ridicam dumneavoastră, le cunoaștem și noi și încercăm să le eliminăm. Luăm măsuri, facem, deci nu este ceva dacă spune ceva, domnule, vedeți că aici este un, nu știu, adus două roabe de gunoi, nu știu de cât timp. Deci îl luăm, dar nu putem să la nesfârșit să stai o mașină doar acolo în zona respectivă, că cetățenii de la casele respective, pe furiș vine și pune acolo. Acolo nu este. Am pus pancardă, interzis depozitarea gunoiului. Trebuie să fie clar pentru toată lumea. Nu mai depozităm acolo. Deci cunoaștem problemele negative care sunt la nivelul orașului și luăm măsuri și încercăm să le eliminăm. Dar mai sunt dintre ele. Trebuie să recunoaștem. Dar cu timpul v-am spus că cea mai bună soluție este montarea cât mai în toate zonele montarea de camere de supraveghere. Și atunci poți să iei măsuri ferme. Mulțumesc. Mai sunt intervenții? Punctul 4 de pe ordine. Proiect de hotărâre numărul 55 din 13.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2022. Cine este pentru? Domnul Hristo. Punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 56 din 13.04.2022 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Hârlău. De tot primarul orașului Hârlău. Comisiile? Comisia juridică, proiectul a fost aprobat spre prezentare cu 3 voturi pentru și o abținere. Okay. Intervenții. Pune la vot. Cine este pentru? Abțineri? 2 abțineri. Împotrivă? Proiectul punctul 6 de pe ordine de zi, proiect de hotărâre numărul 57 din 13.04.2022 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2021. Inițiator primarul orașului Hârlău. Comisiile? La Comisia Economică a trecut în unanimitate. A fost aici și Sorin, a explicat toate problemele. Oricum ei vor mai fi controlați și de Curtea de Conturi și atunci, dacă se găsesc neregulă, atunci e problema. Din punctul nostru de vedere, este aprobat. Are, spune la vot. Cine este pentru? Da, poate să discutăm? Altceva? Am două întrebări de pus. Deocamdată prima pentru domnul primar. Domnul primar, când se aprobă bugetul pentru un an, în spate există o listă întreagă de investiții pentru acel quantum. Câte din investițiile pentru 2021 au fost realizate anul trecut? Că discutăm de execuția bugetară. Deci, din banii de anul trecut, câte din investiții au fost realizate? Da. Sau care sunt alea? De fapt, le-am văzut. Sunt 3. Le-ați menționat dumneavoastră în fruntea raportului dumneavoastră. Dar au mai rămas. Încă lista lungă. Avem, atunci când am aprobat bugetul pentru anul 2022, pentru anul 2022 am aprobat și investițiile care sunt în curs, care merg în continuare, cele de anul trecut. Și acolo sunt menționate toate. Dacă vreți, vă pot spune care sunt 100% realizate și care sunt în continuare. Și să începe cu învățământul. La învățământ, în continuare am avut lucrări la grădinița cu program, grădinița nouă, ca să zic așa. Terenul de sport la Pârcovaci a fost finalizat, a fost aprobat în 2020 și a fost finalizat în 2021. Deci lucrări în continuare. Lucrări noi, în anul 2020, la învățământ, am avut lucrări de igienizare și reparații la Colegiul Ștefan cel Mare la Hârlău. Alte cheltuieli de investiții
Am avut instalații iluminat publice, public preluare de la ce avem parteneriatul cu Gaz Gridul. După aceea avem la ANL, avem în continuare lucrări acolo, ce s-au fost contractate toate anul acesta, ele au fost în continuare. La străzi am avut lucrări în continuare, modernizarea accesului în orașul Hârlău, a fost o diferență mică care a finalizat în anul 2021. După aceea am avut pe Hatman Luca Arbori, la fel am finalizat în 2021, a fost o diferență mică. Am mai avut strada Nucilor și strada Muncii, în Munteni, care au fost finalizate în 2021, aprobate în 2020. Lucrări noi, care au fost prinse în bugetul de investiții pentru anul 2021. Amenajare parcare aferentă blocurilor ANL din orașul Hârlău. Amenajare parcare aferentă drumul comunal 150 Pârcovaci, aici în față la școală, la Pârcovaci. Amenajare trotuare aferente DC 150 la Pârcovaci, continuarea care am făcut-o la drumul din Pârcovaci. Reabilitare și modernizare Vasilii Gheorghiu, tronson 1 din Hârlău. Reabilitare și modernizare Vasilii Gheorghiu, tronsonul 2. După care la sănătate. La sănătate am avut dotare și mijloace tehnice de aparate împotriva incendiilor la Spitalul Orășănesc Hârlău. Am mai avut la piața agroalimentară din Hârlău lucrări noi, achiziția de mobilier, tarabe, care au fost achiziționate. Astea sunt lucrările care au fost lucrări în continuare și lucrările care au fost finalizate în anul 2021. Doar o replică scurtă. 90% din investițiile respective sunt aprobate la bugetele anterioare. Deci alocările bugetare au fost în 2020 sau 2019. Eu m-am referit la alocările bugetare din 2021, din acel buget care s-a calculat bucățică cu bucățică, ce anume s-a cumpărat, ce anume s-a realizat. Dar mulțumesc că nu ne înțelegem până la capăt și continuăm discuția fără rost. Păi, în bugetul pentru noi facem activitate, discutăm din anul 2021. Am venit cu o parte lucrări în continuare, care le-am continuat din 2020, care le-am continuat și le-am finalizat în anul 2021 și celelalte lucrări care au fost finalizate în anul 2021. Domnul primar, banii pentru investițiile aprobate în 2020, au fost alocați în 2020. Deci atunci, cu mențiunea, plata lucrărilor s-a făcut în 2021, când s-au terminat. Nu. Atunci când am întocmit bugetul, noi am venit cu excedentul anului, cu ceea ce nu s-au realizat. Și am transferat excedentul în anul viitor și am aprobat și diferența de executat. Am prins în buget. Da, domnul Crescu. Asta aici venituri realizate au fost de 26.046.643, din care secțiuni de funcționari 20.727, asta înseamnă 207 miliarde vechi. Mi se pare o sumă enormă. Și la secțiunea dezvoltare avem doar 53 miliarde. Dumneavoastră, ca șef al executivului, v-ați gândit o dată la restructurare, reformă, reorganizare, eficientizarea serviciilor din primărie? Vedeți, dumneavoastră, acolo ce este menționat, este menționat și cheltuielile cu salariile din învățământ. Asta e secțiune de funcționare. Bine, ok, păi da, păi da, păi trebuie să dăm jos de acolo, să dăm învățământ. 90 miliarde, vă spun eu și cu asta. Păi dați-le jos și o să vedeți, dumneavoastră, care e procentul. Domnul consilier, faceți analiza și la alte primării, și la alte ATO-uri, și la OAT-ul nostru. Să vedeți că noi, dintr-o câte e organigrama orașului, 120 de persoane, noi avem 70 cu tot cu poliție locală, cu tot serviciul de evidență, lucrăm, ați văzut, n-am mai angajat persoane care au plecat dintre ele, mai stăm și facem economii. Organigrama deci mai multe foarte stufoasă, vă spun. Nu este, nu avem, domnul consilier, odată ce norma este la 120 și noi funcționăm la jumătate. Norma, avem norma. 16.000 de locuitori și nu sunt 9.000, cred că. Domnul consilier. Avem 4.000 de moldoveni. Deci pe asta vă bazați? Stați un pic, dar nu,
Noi discutăm exact pe nu. Lucrăm la jumătate. Care loc este efectiv aici? Asta este ideea. Efectiv, dar nu avem, da. Numai... Chiar nu v-ați gândit vreodată așa, restructurare, reformă, reorganizare, eficientizare. Nu poți să restructurez, numai... Nu, eu vă întreb un lucru. Vreau să vă fac toată un studiu. Cât durează procesarea unui document în primărie până la eliberarea lui? Câte minute durează? Așa, într-o lună, în două, în trei, să vedeți cât personal lucrează, câte minute durează și dacă suntem eficienți la acest punct de vedere. Suntem eficienți pentru că... Nu cred să v-ați făcut un studiu. Domnul consilier, e una să eliberez o adeverință de la registru agricol, nu, e alta să eliberez o autorizație. Eu vă spun ce, eu am zis un document, un certificat fiscal de urbanism, adeverință. Uitați-vă în alte primării ce se întâmplă și cât eficienți sunt unii oameni, nu la noi în zonă. Uitați-vă un pic. Și vezi că eu, o să reduce cheltuielile, nu zic, dar cu 30% se poate reduce. Nu, dar uitați, putem să luăm, nu acum, poate altă dată, să luăm orice compartiment doriți noastră și să vedeți că suntem subnormativ. Și acum îmi dau seama, poate la primul mandat, nu știam, la început, despre ce este vorba, dar acum cunosc fiecare activitate la fiecare angajat. Nu este, și așa, au fost pandemii, au fost dintre ei plecați, am lucrat, știți cum, am lucrat, s-a lucrat foarte mult și s-au făcut eforturi din partea tuturor, să știți. Fii un pic mai eficient. Nu, așa zic după mine. Ca eficiență, da, dar să știți de restructurat, nu avem de unde, nu se mai poate. Nu avem. Avem biroul de asistență socială care este încuiat pe moment. A fost o singură persoană, a mers în concediu de lepozie, cealaltă persoană este însărcinată foarte bine, Doamne ajută, ei s-au făcut rău. Asta este. Sunt probleme. Deci nu lucrăm cu, știți că luăm pe ăsta, că avem pe ăsta la tot așa. Nu. Nu. Lucrăm la 50% din normativ. Am întotdeauna încercat să îmbrobăriți un pic. Bine, am să-i să știți că unde ne-a obligat legea să înființăm niște compartimente, noi am acordat sau am dat atribuțiile respective unor funcționari. Da, numai că la raportul ăsta avem eu spun că undeva este o mică greșeală. În sensul că ce venea de la finanțarea PRL nu era cazul să fie introdus aici. Eu mă refer aici, trebuia un raport făcut clar, legat numai de ce se cheltuie din bugetul primăriei. Cred că asta e problema care se ridică. Da. Aici se ridică problema. Dar s-a băgat cu X, s-a băgat cu finanțarea PRL. Or, finanțarea PRL nu este susținută de primărie. Deci aici cred că Sorin știe, aici cred că trebuia un pic e bugetul orașului și obligatoriu trebuia și cifrele să noi astea, cifrele astea le prezentăm mai departe la Ministerul Finanțelor, ele trebuie să corespundă, nu putem noi, dar putem face o mențiune. Eu nu neg că nu trebuie făcută ce a spus dumneavoastră, este absolut corect, pentru să nu putem face o mențiune și o să aici trebuia un pic de falcat ca să știm exact ce se întâmplă și cum asta. Deci asta a fost problema care se ridică. Da, să fie acceptat de celălalt. Domnilor colegi, discuțiile noastre despre execuția bugetară nu întâmplător au loc astăzi. Astăzi trebuie să vorbim în mod frumos, fără ironii, fără critici și așa mai departe. Discuția noastră în Consiliul Local despre bugetul orașului Herod, despre execuția bugetară, trebuie să fie foarte aplicată. Strict pe sumele primite de la cetățeni și pe modul în care aceste sume au fost cheltuite. Nu mă privesc pe mine sumele primite de la Ministerul Educației pentru personalul din învățământ sau pentru sau alte categorii de bani care vin de la guvern. Trebuie să discut banii care vin de la cetățeni și modul cum au fost folosiți. Trebuie să discut banii care au fost atrași de la guvern sau din alte surse pentru dezvoltarea orașului, pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor. Noi discutăm de niște cifre pompoase, mari și le justificăm că și banii pentru cadrele didactice. Cadrele didactice nu sunt plătite din banul cetățeanului, sunt plătite din banul statului și alte categorii de funcționari. Cât despre schema organigrama primăriei, da, împărtășesc și eu punctul de vedere că este stufoasă. Și este făcută așa, cu sprijinul nostru, că se încearcă motivarea cu încărcătura de sarcini, poate ar trebui să scoateți sarcinile alea din planul de muncă, care se execută pe la garaje sau prin spatele blocurilor. Eficientizarea programului înseamnă program la birou, răspuns în termen legal la cererile cetățenilor,
plus alte și alte activități care trebuie făcute. Am aprobat acum 5 minute acel ROF. N-am ridicat mâna și n-am vrut să mai exprim un punct de vedere. M-am abținut de la aprobarea lui. Am citit ROF-ul nostru, am citit ROF-uri de la alte localități rurale, nu urbane. Aveam multe de spus despre acest ROF al nostru. Inclusiv un lucru simplu. Nu are un cuprins ca un funcționar care dorește să-și vadă atribuțiunile să știe la ce pagină să se ducă. Nu. Este un document făcut acolo, lasă, că nu o să ne spună nimic consilier. Dacă spuneați atunci, probabil primeați un răspuns de la domnul din aparatul specialitate. Domnul președinte Găină, sunt obișnuit ca venind în aceste ședințe de ani de zile, în momentul în care fac observație, să mă ia fie domnul primar, fie domnul viceprimar și să mă bombardeze cu fel de fel de apelative sau să mi se spună. Ne-am stabilit acum o tactică de lucru în Consiliul Local. De proiecte votate. Noi am, acum discutăm am de proiecte care le-am votat. Nu am nicio logică. Am, să-mi urmez hotărârea pe care am luat-o. Nu este normal să facem documentele pe genunchi și să venim cu ele în continuare. Lasă că le aprobă. Mulțumesc. Bine. Nu vreau să intervin, dar mă forțați. Materialul respectiv a trecut pe comisie. Dacă ați avut ceva de adăugat, nicio supărare. Discutăm, facem un amendament, îl discutăm, îl votăm. Dar să fim constructivi. Doar după ce se votează proiectul, să începem a critica, dar nu l-am votat cu un an de zile în urmă. Sau cu 7. L-am votat acum, de 2 minute. Dacă era ceva de completat, completam amendament, să vota democratic, trebuie să facem acuzații și ne certăm unii cu alții, dar de ce să ne certăm? Ce nu putem vorbi omenești, normal? De ce? Adică ne criticăm? Cine suntem noi să ne criticăm unii pe alții? Acum, fără supărare, bugetul eu va cât de mult, nu numai la Hârlăvori, unde în țara asta. Eu trebuie să recunoaștem. Bugetul este toată lumea la buget, că e mai bine ca în altă parte. Nu mă refer la Hârlău. De sus până jos. Deci ca să nu avem discuții pe tema asta. Eu nu aș privatiza primării. Nu aș ține 20 de ani. Bugetul este peste tot. Așa a făcut și oamenii de ce alergă spre stat? Că știe că are un salariu fix și dacă nu face chiar tot ce intră în fișa postului, tot îl ia salariul ăla. Nu trebuie să recunoaștem asta. Nu. Nu-i cu supărare. Adică și profesor. Toată lumea. Adică să ne recunoaște. Nu se recunoaște. Dar dacă nu promovează niciun copil în Baco... Așa că dacă... Deci noi muncim cu drag, țara o slăbim. Da, sigur. Oricum... Da. Bugetul e... Nu vă spărați, sunt privat, e același trend. Bani cât mai mulți, muncă cât mai puțin. Puțin. E un trend național care e... Nu știm cum să-l combate. Asta se promovează de sus în jur, din păcate. La privat nu ești eficient, nu stai. Cam așa e. Când ești portat, când nu prea mai găsești oameni, așa că ai mai ții. Nu vă spărați. Mai întrebi cu vederea. Da, dar unul la privat, dacă nu-și face treaba, nu-și ia bani. Corect, la un moment dat... Dacă nu-ți faci treaba, îți vine salariul așa corect, de sus? Așa corect, haideți să fim serioși. Ce un medic ia banii, dacă lucrează, are cabinet privat și instituțiile nu are... Instituțiile stat sunt singurele care își fac treaba, nu și-o fac așa salarii. Așa e. Și discutăm. Uitați, deci în privat nu ieși la muncă, nu ți iei banii. Hai să fim serioși. Domnul Găină spune că are locuri de muncă și nu găsește oameni. Oamenii, o societate care are reprezintă. Îi aducem cu arcană. Se cer locuri de muncă, dar sunt. Dar nu sunt oameni. Implicați-vă, căutați oameni care nu vor să muncească, care stau la 30 de ani și stau la social. Dar cine care spune muncă? Cine să plăce trebuie să vină singur să-și caute. Statul de ajutoare sociale, de ce să mai tot vorbim atât? Statul încurajează. Că chemați unul acasă, unul acasă vine să-ți facă o treabă, să-l plătești. Păi nu vine, că domnule, eu iau ajutor social și nu-ți vine. Nu cred că stăm și la ajutor social. Sunt mulțumiți că se duc o zi, două, nu vreau să... Eu cred că aia tine așa abzi din muncă. Bun, dar nu, aici nici n-a trebuit să vină. La ajutorul social nu avem nici măcar. Nu.
Bă, dar nu, aici nu e vorba să te critica pe cineva de aici. Nu e vorba de a critica acum. Dar dacă nu ești din păcate de sus în jos și plecat de prost treaba. Da, deci vedem în momentul. Atunci cine mai plătește? Tot noi, cei de la asta. Ăștia o să dispară la un moment dat. Cei care au contribuit. Da, haideți. Să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Următorul proiect pe ordine de zi, numărul 7, proiect de hotărâre numărul 58 din 13.04.2022 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul orașului Hârlău pentru perioada 2022-2027. Inițiator primarul orașului Hârlău. Comisiile, vă rog. Comisia juridică, aviz favorabil. Discuții? Vreau și lămurile aici. Cum dezvoltăm servicii sociale? Explicați-mi, nu știu. Pentru că și populația vrea să audă. Nu, nu e normal. El nu are documentul în față. Ba da, este pe site-ul primăriei, a fost supus... Ascultă mătușa Ileana, care are 60 de ani pe site-ul primăriei. Aveți pe site-ul primăriei. Nu cred că se uit nici la ședință. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a fost... Pentru informare corectă trebuie altfel. De către compartiment, împreună cu factorii de decizie. Au fost invitați medicii de familie, școlile, protocopiatul, toți factorii implicați în aceasta. Noi am făcut un draft. Cine nu s-a prezentat la ședință, i-au fost niște materialele pe mail. Toată lumea a adus completări și așa am îmbrăcat strategia care m-am prezentat-o astăzi, de astăzi. Alte intervenții? Păi domnul Frică. Dacă tot am criticat până acum, de data aceasta vreau să aduc laude. În primul rând, pentru modul în care a fost promovat proiectul. A fost pus la dispoziție cu o lună înainte, a fost timp pentru studiu și planul în sine are coerență în ceea ce se dorește să se facă. Felicitări serviciului de asistență socială. În colaborare. Da. Te spune la vot? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 8 de pe ordine de zi. Scuzați. Proiect de hotărâre numărul 59 din 13.04.2022 privind aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul orașului Hârlău pentru anul 2022. Inițiator primarul orașului Hârlău. Intervenție? Comisiile, vă scuzați. Comisia juridică, aviz favorabil. Okay. Discuții, intervenții? Să pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul numărul de pe ordine de zi. Proiect de hotărâre numărul 60 din 13.04.2022 privind aprobarea listei de priorități pentru acordarea locuințelor construite prin ANL. Inițiator primarul orașului. Aici comisiile. Comisia juridică, avizul favorabil pentru prezentare. Sunt alte intervenții sau... Da. Am o întrebare, nu știu, nu mai e nimeni să răspundă, dar o pun totuși. Eu știu după lege că această listă trebuia prezentată până la sfârșitul lunii februarie. Care sunt motivele pentru care este prezentată la sfârșitul lunii aprilie cu două luni întârziere? Deci legea prevede că, într-adevăr, cum ziceți dumneavoastră, până la sfârșitul lunii februarie se aprobă,
și se reface dacă în anul în curs se intenționează repartizarea unor astfel de locuințe, ceea ce este și cazul nostru. În cazul în care se reface lista de priorități, se ia în considerare depunerea cererilor până cu o lună anterior repartizării. Au fost luate în calcul cererile, cred că până în martie, zic eu. Acesta a fost motivul pentru care nu s-a luat în calcul februarie. Eu fac multe dosare incomplete și s-au adus greu pe lângă. Dacă spun că funcționarul a ținut două posturi, da, a fost un volum foarte mare de muncă. Nu, nu are importanță. Dar legea prevede așa, dacă în anul în curs se intenționează repartizarea, lista se reface. Deci oricum, dacă o aprobam în februarie, o refăceam cu cererile depuse cu o lună anterior repartizării, dar în folosință. Da, mulțumim, domnul Frei. Doamna secretar general, eu sunt de acord cu dumneavoastră că această listă se reface când apare o locuință pentru repartizare. Nu când apare o locuință. Dar legea spune că toate cererile depuse în anul anterior se discută până la sfârșitul lunii februarie. Cu cererile depuse până la 31 decembrie. Așa, doamnă. Și ce vă spuneam, articolul 2 v-ați dus mai departe. Dacă legea prevede acest termen, iertați-mă. Eu vă iert. De ce nu s-a respectat acest termen, că doar am avut ședințe ordinare și în februarie și în martie? Pentru că s-a luat în calcul următorul aliniat din textul de lege pe care îl aveți și dumneavoastră în gând, vis-a-vis de refacerea listei. Doamnă. Nu, dar spun corect. Iar mă întoarceți cu interpretarea legii la primăria orașului Hârlău. Facem-o. Așa cum doriți sau cum se dorește. Domnul Frei, puteți mă acuzați de ce vreți. Nu vă acuz de nimic, greșit legea, dar eu știu că legea prevede un termen și cer să fie respectat termenul respectiv. Cer să fie respectat termenul respectiv. Dar v-am explicat că mai este un text de lege sau următorul aliniat pe care nu vreți să-l luați în calcul. Acesta a fost motivul pentru care nu a venit în februarie. Nu, dar colega chiar a ținut două posturi, și postul din caserie și postul... Și se restructura și postul, dar ar fi bine. Nu. Da. Acum ce să-i fac? Atât, nu mai. Dar n-a luat în calcul doar cererile până la 31 decembrie. Cererile până la zi. Ați ca alte intervenții? Să pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Și domnul Bistur, da? Punctul 10 de pe ordine de zi. Proiect de hotărâre numărul 61 din 13.04.2022 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite prin ANL. Inițiator primarul orașului Hârlău. Comisiile, da. Comisia juridică a fost favorabil pentru a fi prezentată în această ședință, această listă. Mai sunt discuții? Sunt trei locuințe care sunt repartizate acum. Întreb, când s-au eliberat aceste locuințe? În ce lună și în ce an? Domnul Agapiță trebuie să știe. Nu știu? Nu știu? Nu știu? Domnul Agapiță trebuie să știe. 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 Da, dar nu mai știu. Exact. A fost discuții, dar... Când s-au eliberat? Când se eliberat? Verificat dosarele de din ianuarie, tot... Da, nu știu. Tot întâlnire. Nu au fost complete, nu au fost complete. Înainte, nu știu. Da, înainte, corect. Da, nu este doamna plecată. Am înțeles. Așa, nu este, doamna este plecată. Vă comunicăm la ședința următoare. Nu mai comunicați. Avem un apartament cu două camere, un apartament și două apartamente cu o cameră. Eu nu cred că acestea au fost eliberate la 31 martie.
Legea spune că imediat ce s-a eliberat apartamentul, trebuie actualizată lista de priorități și repartizat. Deci nu a așteptat luni de zile. Dar noi ne permitem să pierdem niște bani care s-ar încasa din aceste chirii. E drept. Sunt sume mici. Dar zic că fiecare bănuț trebuie adunat de unde vine. Mai ales că este cinstit adunat. Nu întâmplător se vine atât de târziu cu această repartiție. Normal, după eliberarea fiecărei locuințe, trebuia venit cu listă de priorități și cu listă de repartizare. Dar le facem pentru că doamna a fost foarte ocupată. Două norme. Trebuia lăsată să-și facă norma care o avea principal. Dar nu-i plătită că a făcut două norme? Nu. Nu. E două salarii? Nu-i plătită, dar să facă... Nu ia două salarii. Nu. Jumătate din urmă de acare se plătește în plus? Postul de la caserie a fost vacant, doamna l-a suplinit. Nu, un picuț. Și... Întrebarea mea e altfel sună. Deci dacă ea... Păi nu e aceeași lege peste tot? Nu există. Nu e în administrație. De asta e ușor. Păi, la noi, dacă un om, la un învățământ, are o normă întreagă și se dă jumătate de normă, deci tu, laborant, ce este liber, îți plătește jumătatea de normă. Ca să nu ce-o face. Puteți să repartizate unor alt funcționar fără... Nu este bine în administrație, nu? Dar nu mă lege asta. Nu mi se pare firesc să nu fie plătită. Asta nu mi se pare firesc. O fi utilis, dar poate nu vrei. Păi tocmai, așteaptă număr apartamentul, vor cum ai apartamentul și... Nu înțeleg, dacă eu nu-ți fac, domne, că dacă nu-mi dai bani, ce să-ți fac? La urbanism, ține și ordonanță corporativă, fără să-ți mergi la salariu. Păi nu trebuie să, din nou, în cheltuielile acum dumneavoastră, trebuie să le mărim sau ce? Dar nu mi se pare firesc. Dumneavoastră ați face în plus jumătate din normă dacă nu v-ar plăti sau eu aș face? Păi stați un pic. Una este norma în învățământ. Bun, știu, dar și la ceilalți. Alta este norma aici, el trebuie să-și facă alea 8 ore acolo. Da. Pe serviciul principal. Sunt atribuții suplimentare, sunt domn profesor. Da, sunt și atribuții suplimentare. 8 ore le face și ăla care-i patru și mai dai jumătate de normă că nu știu ce... Păi asta a ținut colega de la locativ. A făcut caserii, se ducea la bancă că trebuia să-și facă... Da, nu v-a negat, v-am spus că nu mi se pare normal să nu fie plătită. Locativ... Da, cred că să trebuie rezolvat din comisie, dar noi... Acum aș știu și noi de ce s-au amânat și tot așa au fost. Știm, dar până n-ai putut să o sumă. Nu vă lămurem pe nimeni. Da, mulțumesc. Mai sunt intervenții? Da. Să pun la vot. Cine este pentru? Punctul 11 pe ordine de zi. Abținere. Vă scuzați. Vă scuzați, domnul. Preabținere. Abține, vă rog frumos să mai ridicați o dată. Domnule. Pentru, domnule. Lăsă-mă fără casă. Dumneavoastră, să știți. Punctul 11, ordine de zi, proiect de hotărâre numărul 62 din 14.04.2022 pentru modificarea articolului 4 și 7 ale societății Ecosalubri Sârlău S.A. în societate cu răspundere limitată, respectiv de Ecosalubri Sârlău S.R.L., având ca asociat unic orașul Hârlău prin Consiliul Local al orașului Hârlău. Inițiator primarul orașului Hârlău. Aici, în practic, cazul interviți. La comisie. La comisie a trecut. Au fost câteva discuții acolo legate de ce se prelungește prea mult termenul. Eu am citit raportul respectiv. Am văzut că la câteva zile, 13 zile, mi se pare, de când a apărut hotărârea Consiliului, deja s-au demarat lucrurile respective. Am întrebat de ce nu merge mai repede, mi s-a explicat că dacă se dă la o anumită persoană, după aia, nu știu, la altă persoană, de asta nu se poate termina. Și înțeleg că acum, probabil, în august va fi finalizat. Probabil, nu știu. Astea erau întrebările pe care le-am clarificat, le-am întrebat la domnul Zanfirescu. Restul la comisia a trecut. Vreau să întreb, cine aduce în plus schimbarea asta? O nouă schemă de personal?
cheltuieli mai mici? Cine a plătit? Sau doar numele îl schimbăm din esanserele? Cine aduce în plus? Discuții, da, au fost... În momentul când e proiect aici, întreb și eu, cine aduce în plus? Că s-o schimbăm așa, dragul de a schimba, nu văd. O schemă mai redusă de personal, în primul rând, de cei care sunt la birouri. Pentru că asta am mai discutat la ședințele anterioare și s-o prezentat bine. Pentru că una e numărul de posturi, de funcții care trebuie să le aibă o societate ESA, evidențele respective și așa mai departe. Și acum este șef de formații la câțiva oameni. Ești trimis un șef de formații. Mi se pare așa... În momentul când va fi SRL, vom rediscuta din nou toată schema de la monitorizez ce? Trei oameni? Asta e. Organigrama care a fost. Da. Dacă ne aduci schimbări, bine. Se vede. Am înțeles. Poftim, mă rog. Am spus-o și la discuțiile inițiale când a fost proiectul cu transformarea. Eu spun și acum. Maniera pe care am ales-o, pe care ați aprobat-o, eu n-am aprobat-o, de transformare a ESA-ului în SRL. Minoritatea să spunem ajutăți. Exact. De asta și putem. Mai precizez o dată. Este greșită. S-a preferat această manieră pentru a veni cât mai puțin în fața consilierilor locali cu problemele de la Ecosalubis. Greșit. Cât mai puțin. Fals. Domnul primar, așa sunt eu. Eu vin cu problemele false în ședință și le spun fals. Exact. Eu vă spun pentru că informația aceasta mi este confirmată inclusiv de juriști. Ce timpii? Ce juriști? S-a ales o variantă ca jurista ESA-ului să se ocupe de această transformare. Faptul că acum venim cu aceste modificări ale hotărârii este o dovadă că cel care s-a ocupat de problemă nu s-a instruit temeinic. Greșit. Și asupra termenilor, și asupra situației. Dacă vreți să spuneți o singură dată, poate nu obosiți, să spuneți la sfârșit greșit. Păi nu, vă las atunci să continuați tot, să spuneți lucruri neadevărate. Vă tot punctați lucruri neadevărate. Păi dacă sunt lucruri neadevărate, ce vă, să vă las toată lumea să vă uită, ne uităm la dumneavoastră și toți cei din cameră, să cum spuneți dumneavoastră lucruri neadevărate. Domnule, m-ați întrerupt. Mă rog, spuneți ceva constructiv dacă spuneți. Acum, prelungim din nou termenul pentru manager și îl mai lăsăm până în august. Dar în 2021, când s-a hotărât această transformare, sau când s-a optat pentru această transformare, nu s-au gândit termenele necesare pentru executarea activităților? Nu s-au gândit. Venim acum și spunem că mai sunt necesare 2 luni. Pățim, avem aceeași situație ca și la grădinița cu program prelungit. Tot o inaugurăm și tot mai sunt activități de executat. Probabil și aici ne vom duce cu această transformare tot înainte. Stăm aici și dezrocăm grădinițe de acum. Secretar, mulțumesc. Da, sărim la un subiect. Dar nu înțeleg, dar în fine. Stăm de acum, vorbim așa. Nu propun sub nicio formă, nu contrazic pe domnul Onofrei. Vreau să vă fac niște precizări vis-a-vis de material pentru restul Consiliului, pentru cine vreți noastră. Da. În ianuarie s-a aprobat transformarea societății din ESA în SRL, anul acesta. Așa cum a prezentat și doamna jurist de la societate în informare, au fost detaliate demersurile, efectiv ce s-a făcut pas cu pas. Sub nicio formă nu e vina cuiva sau rea voință din partea cuiva. Nu s-a greșit. Și acum vă explic și care a fost intenția proiectului de hotărâre de astăzi. Prelungirea mandatului administratorului vine tocmai din acțiunile date de Camera de Comerț. Ați văzut în informarea de la societate, demersurile au fost făcute imediat după adoptarea hotărârii.
termene foarte scurte, câteva zile. Doar că de la Camera de Comerț publicarea hotărârii s-a făcut târziu, în martie. Ceea ce nu s-a știut. Noi respectăm procedurile pe legea societăților, dar Camera de Comerț are proceduri interne. Așa cum instanța acordă termenii la acțiuni, au și din și termenii lor pentru diferite acțiuni. Au acordat termen la o lună de zile după înregistrare, deci de la admiterea acțiunii. Și datele sunt, deci pe 21 februarie a fost admisă acțiunea și s-a publicat pe 21 martie. Normele de la Camera de Comerț prevăd că atunci când se reduce capitalul social, trebuie să treacă 60 de zile. Eu chiar personal n-am știut aspectul ăsta că trebuie să treacă 60 de zile. Era explicat acolo. A explicat doamna acum, dar mă refer în ianuarie. Ne-am dus, am căutat normele de la Camera de Comerț, într-adevăr așa este. Acum pot să iau la întrebări Camera de Comerț de ce în momentul în care eu ți-am înregistrat, ți-am depus documente, mi le publici după o lună de zile, nici asta nu se poate. Asta înseamnă că undeva în mai, la sfârșitul lui mai, expiră mandatul. Abia de la momentul ăla din mai, facem demersurile pentru obținerea certificatului de transformare în SRL și din momentul ăla discutăm despre SRL. Am luat în calcul că s-ar putea să mai intervină anumite probleme, eu știu, de formă, de documente. Să nu credeți că la Camera de Comerț ai un draft, vreau să suni hotărârea într-un fel sau... Nu e nimic greșit. Nu s-a greșit nici în ianuarie, nu s-a greșit nici astăzi. Fac o trecere la articolul 2 din proiectul de hotărâre de astăzi cu modificarea actului constitutiv. În ianuarie, când am aprobat unul din articolele de hotărâri, actul constitutiv prevedea și actualizarea obiectului de activitate, cu toate codurile ca el. Din discuțiile purtate cu funcționarii de la ghișeurile respective, ne-am dat seama că s-ar putea, sau există riscul să ne întoarcă pe motivul că nu sunt prevăzute și în hotărâre. Dar eu nu consider că a fost greșită nici hotărârea din ianuarie, atât timp cât eu aprob actul constitutiv cu modificările înserate, sunt aprobate. Ei vor să fie înserate și în hotărâre. Și exact ce este în actul constitutiv aprobat în ianuarie, am trecut și am completat un articol. Asta vis-a-vis de modificări la hotărâre. Astfel încât să nu existe riscul că atunci, la sfârșitul lui mai, când expiră cele 60 de zile, să ne întoarcă că nu e prevăzut în hotărâre și să mai... Adică cumva noi am preîntâmpinat. S-ar putea să nu fie nicio obiecțiune în sensul ăsta, dar noi... Ați făcut o afirmație acolo că la sfârșirea mandatului, nu la sfârșirea perioadei, care e diferența? 20... Ați spus la un moment dat în fraza că la sfârșirea mandatului. Deci... La mandatul ce înseamnă? La ce vă referiți? Când am înființat, nu, când am aprobat transformarea din IESA în SRL, într-un articol am aprobat numirea administratorului până în 30 aprilie. Așa, nu că a spus că dacă mandatul la 30 mai de asta. Nu discutăm cele 60 de zile expiră pe 24 mai, dacă nu mă înșel. Bine, am înțeles. Nu, era afirmație și că după aia s-a făcut o altă afirmație. După aia s-a făcut o altă afirmație că la 30 mai, după ce termină termenul ăla din... De asta v-am întrebat, v-am întrerupt. Pe administratorul e mandatat până în... Au. Nu, până în... Bun, el poate fi interimar, dar pe el trebuie să-și facă, să-și plătească datorii de acolo, n-am să le plătesc eu. Da, e altceva. Părerea mea, nu? Mai întrebăm. Da, bine. Mai sunt completări? Am două observații, dacă vreți, sau... Nu se știa că trebuie restrâns obiectul de activitate al societății pe acțiuni la
exact aceleași activități pe care trebuie să le desfășoare. Ba că da. De fapt, una din observații este aceasta și se cere modificarea hotărârii. Da. Se știa. Bun, dacă se știa, de ce nu s-a făcut? Păi s-a aprobat în ianuarie. Articolul care prevedea aprobarea actului constitutiv, actul constitutiv avea înserate exact obiectele de activitate, codurile CAIL actualizate. În 5 minute, dacă vă aduc hotărârea din ianuarie și vă arăt codurile CAEN, da, aveți materialele. Codul CAEN a fost schimbat imediat. Exact atunci. Știu, doar că cei de la Camera de Comerț, ce este în anexă, în actul constitutiv, cele 5, 6, 7, 10 coduri CAEN sau câte ori fi, să fie prinse în... Dar eu am văzut un singur cod CAEN acolo. Păi actualizat de aia. Ah. Și atunci actualizarea din actul constitutiv, deci din anexă, să se regăsească. Bun, la codul CAEN are ceva în față și după aia are altceva, da, de asta, nu că... Da, dar lucrurile astea le puteți verifica, aveți materiale, dar m-a citit materiale. Acel CAEN are mai multe sub astea, deci nu este CAEN un singur pentru o singură... Una să înțelegem aspectul polemicile, vă rog. A doua problemă. O completare, dacă vreau. A doua problemă. Un pic, vă rog. Vă rog, domnule. Vreau numai să fac o completare, că ieri am explicat pe Comisia Economică și e bine, poate să știe tot consiliul. Sau la altele. E bine să știe, să știți cam cum e procedura în mare. Judecătorul delegat al Registrului Comerțului a dispărut prin legislația tot modificată pe parcurs. Directorul Registrului Comerțului lucrează acum prin persoane desemnate. În momentul când, de exemplu, doamna plăcintă, cum e cazul nostru, se duce cu documentația, cu hotărârea dumneavoastră, ajunge la prima persoană desemnată sau la primul operator, să-i zic cu ghilimele, care procesează dosarul, se face o analiză. Acea persoană desemnată fie dă din prima admitere, cu un termen stabilit de lege, fie dă o serie de obiecții care trebuie să le completeze. Problema este că în momentul când ajungi la primul operator, s-ar putea să nu ai nicio problemă, dar dacă te duci peste o săptămână, s-ar putea să dai de o altă persoană desemnată. Care să aibă obiecții. Dumnezeu a discutat la ce am înțeles la doamna Cristina Vlăgeda, a discutat în ianuarie cu persoana desemnată, cu prima hotărâre, n-a fost nicio problemă. În momentul când a ajuns cu cererea și a depus cererea, a dat de o altă persoană desemnată care cere completat. Dar prezentat și în material, că au fost solicitate și alte. Exact, asta vreau să concluzionez. Scrie și în material că Dumnezeu a ajuns la o altă persoană desemnată care i-a cerut modificarea hotărârii. Sincer, îmi doresc ca doamna să nu urmărească ședința asta, pentru că a fost așa o jignire directă. Nu s-a... Da, s-a obișnuit, cred că și ea. Cred, da. Și noi. Și noi. Atât am vrut să... Ca să se leagă mecanismul. Acum iar o obiecție este după termenul de lege. Vreți să-mi spuneți pe judecătorul? Nu știu, au fost foarte greu, să știți. Apoi? Judecătorul a spus că o dispărut, nu mai caută. Da, cred că nu mai caută. Inclusiv au fost discuții vis-a-vis de Consiliul Local, are calitatea de asociat unic și atunci adoptă hotărâri, nu mai este adunarea asociațiilor. Adoptă hotărârile în calitate de asociat unic. Să facem o mică distinție aici. Și încă o precizare și cu asta închei ca să mai înțelegem un fenomen. Nu știu dacă există vreun operator care lucrează ESAUR pe administrația publică cu mențiuni depuse pe registru, nu sunt cu miile. Deci, în situația noastră, ca să știi, și modificările la codul administrativ și asociat, nu este o situație ușoară. Exact, nu. Deci operatorii de acolo nu lucrează. Deci poți să te duci la ei și spune că secretarul general, de exemplu, e a Consiliului Local. Vă dau un exemplu, nu știu. Nu, dar mai este, în fine, nu mai este un aspect care nu l-ați spus. Da. Eu vă spun așa, aici problema este alta. O societate, dacă o înființam de la început, mergea mai ușor. Aici e vorba de o transformare. Da. De asta durează. Da. Nu, n-am fi avut probleme. Știți de unde e problema? De la reducerea capitalului social. Dacă s-ar fi vândut acțiunile cu același preț, făceam mențiunile de transformare imediat. Așa ne-am împiedicat de cele 60 de zile. Nu, eu m-am înțeles, dar am spus că dacă plecam de la început, numai cu înființare, să nu țineam cont de ce a fost acolo, era altă treabă, era mai ușor de făcut. Bun, eu n-am spus că așa trebuia să facă, dar v-am spus ce zice excepțional. Nu a spus dosul domnului, că nu trebuia spus de așa, dar a fost doar o mențiune. Dar n-am spus că trebuia să spus de așa. I-am spus de asta durează mai mult forma, asta am spus-o. Da, vă rog. La proiectul de hotărâre, la modificare, ultimul aliniat din... Spune așa, se aprobă actul constitutiv al societății Ecosalubris Hârlău SRL conform anexei 1 la prezenta hotărâre. Da, și care e? N-am primit această anexă. Vai, domnul Onofre, iară ajungem la
Deci. Stai răspunderea dumneavoastră, doamna secretară. Acea anexă, acel act constitutiv, trebuia modificat cu aceste modificări pe care le-ați făcut prin hotărâre. Proiectul de hotărâre de astăzi modifică hotărârea din ianuarie, care hotărâre avea un articol sub o anumită formă. Noi schimbăm astăzi forma dintr-un singur articol într-un articol cu trei aliniate. Ce înseamnă modificările de astăzi? Că intră în textul de bază din ianuarie, da? Da. Eu am crezut că o să mă lăudați că am folosit un roman. Nu mă laud. Da. Pentru că acest tangaj, această bâlbâială pe care o facem și cu justificări, dacă vedeți că mă dați afară la ședință? Nu, dar nu e corect, adică toți să aduceți acuzații nefondate, adică vedeți, ceilalți ne uităm toți așa cum facem de asta acuzații nefondate și... Eu vă recomand să citiți regulamentul adoptării proiectelor de hotărâri și să-mi spuneți unde nu se încadrează proiectul de hotărâri de astăzi. Sau ce anume nu respectă. Da, asta mi se pare un pic, nu știu cum se numesc, mă scuzați, punerea la îndoială tot timpul a domnului secretar și a domnului juiz, înseamnă că noi, ceilalți care ne bazăm, pentru o inegalitate imensă în Consiliul. Nu contrazici, domnul consilier, și atunci când a fost modificarea cu Angel Salini, când a fost la fel, ne contraziceți că nu-i bine și o să, așa, dacă mergeam pe varianta dumneavoastră, pierdeam proiectul, pierdeam finanțarea. Dădeam finanțarea, că atunci era dată limită, valista medic, ședința o poși, o trebuie să facem modificarea. Mi-a să ne contrazicești că trebuie să sune altfel. Uitați că am avut dreptate, s-au aprobat, am mers, am avut viză de legalitate, București a aprobat și e ok, așa cum a fost gândit din juriștii noștri. Acum eu înțeleg că dacă sunt mai mulți juriști, sunt mai multe, într-adevăr, interpretări. Nu e nicio problemă. Dar permanent să aduceți acuzații și acuzații nefondate și ireale și neadevărate. Trebuie să ne supărăm, e poziția dumnealui și trebuie respectată. Da, domnul director, dar nu cu supărare, cred, dar nu ne acuzați de rea voință, nu ne acuzați că nu m-am acuzat de rea voință, v-am spus că e poziția dumnealui și na, trebuie... Dacă să propun un amendament, cum îl gândim, analizăm, se votează democrat. Părerea se pot exprima de o manieră civilizată, dar... Da, nu cred sunt că, două, statule, dar sunt două jigniri. Nu cred că îmi spuneți mie treaba asta. Și la adresa mea astăzi, ba da, și la adresa mea și la adresa. Nu cred că îmi spuneți mie. Doamna, la toți. Mihaela, cred că nu mie îmi dai replica acum la treaba asta. Că nu cred că m-am purtat neelegant. Nu, de domnul. Bun, mă gândeam când dai mie replica, pentru că eu am înțeles chestiunea asta. Adică dacă alegem să ne manifestăm de maniera aceasta cu lipsă de respect, trebuie să vă asumați și reversul. Nu știu, eu sunt tânăr, că trebuie discuțiile avute, nu neapărat aici tot timpul, probabil mă gândesc, dar mă scuzați. Eu știu că stăpânesc lucrurile, nu mi-au fost întoarse hotărâri, nu mi-au fost atacate hotărârile. V-am explicat de atâtea ori că atunci când modificăm o hotărâre nu înseamnă că este ilegală, se completează. De aici până să spunem că... Mergi mai departe, dar văd în sensul ăsta o descurajare celor care se implică, care nu sunt supărat. Acum, nu, e o descurajare. Eu v-am spus că la comisia a trecut fără probleme, și am văzut foarte clar, că s-au respectat așa, niște termene, conform la ceea ce spunea ea. Eu asta am văzut acolo. Deci am văzut și am spus-o și în comisie. Doar am întrebat pe Adrian de ce a durat, n-am știut, mi-a dat explicația și cum zic și eu. Așa este, termenele... S-au prelungit, nu aveam de unde să știu. Datorită procedurilor celor de la Camera de Comerț. N-am luat noi în calcul, n-am știut nici ce termene au. Nu sunt afișate nicăieri ca să știm. Nu putem face niciun grafic, o eșalonare să știm că în următoarele 4 luni am finalizat. Da, mai sunt intervenții sau putem... Domnul Vice, vă rog. Trebuie să înțeleagă toată lumea și cei care ne urmăresc o să vadă înregistrarea, că se respectă legea în primărie la toate hotărârile care se iau și responsabili sunt doamna secretar general cu domnul jurist. Deci răspund cu capul pentru așa ceva. Inducerea în eroare a populației care se tot încearcă noi de bun gust.
Deci se respectă legea. Populația noastră, consiliul local, care cunoaștem mai mult sau mai puțin, suntem, ne bazăm pe domnii, doamna secretar și domnul Bure, ne bazăm toată încrederea și de asta aș să mă întreb, poți să mă trezesc la un moment dat legat sau mă scuzați să ajung. Cu siguranță nu. Nu, hotărârea poate trece, dacă cineva vrea să o conteste, poate contesta mai departe. Dar sunt prea... Și nu, dar se poate contesta hotărâre mai departe. Și atunci dacă se contestă și asta, se poate nici nu se... Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva? Abțineri? Domnul Priscu. Priscu și domnul Augheriu. Și împotriva domnul Augheriu. Următorul punct suplimentar de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 63 din 18.04.2022. Suplimentar ordinii de zi. Mă repet, mă scuzați, pentru modificarea articolului 2 și 3 ale hotărârii Consiliului Local numărul 41 din 31.03.2022 privind depunerea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini pentru obiectivul de investiții extindere rețea de gaze naturale în orașul Hârlău. Comisia problema este că întrebarea mea este cam în cât timp se aplică programul ăsta, de când începe să se aplice. Pentru că eu nu mai am încredere la acest program, din cauza primăriei, ca să facem distinție. Nu din cauza primăriei. Deci vă rog frumos. Ce, la modul cum se gândește de sus în jos. De-aia am întrebat. Când este un termen la care se poate începe efectiv? Ați fost la școală, ați zis că faceți, nu știu, nu că ați zis dumneavoastră că faceți. Cu care în termen efectiv când începe finanțarea? La școală este tot la... Nu. Când începe finanțarea? Nu știu. Nu. Mă gândeam că aveați un răspuns. Nu știm nici noi. Înseamnă gazul nu o să ardă pe ulițele din Părcovașe, nu? Dacă tot știm, cred că... Nu se mai din dimensiune. Repet încă o dată, nu-i problema primăriei. Am întrebat primăria, am întrebat dacă cei de acolo ne-au dat un răspuns clar. Așa tot îi auzi că e mai mult un... Da. Să pun la vot sau sunt până la vot? Nu, domnul Onofre. V-am lăsat că n-am intervenit, dar nu durează nici 3 minute și ceea ce v-am spus mi este confirmat din nou. Nu vin în fața dumneavoastră cu această atitudine decât din dorința ca odată un document întocmit să fie făcut cu responsabilitate. Nu revenirea asupra documentului pentru că n-am știut, nu știu ce aspect, e o pată cenușie pe activitatea celui care l-a făcut inițial. Când întocmești un proiect de hotărâre, când faci un document și ești plătit pentru activitatea respectivă, trebuie să fii documentat. Angel Salini, lăudat de domnul primar. Uitați, tot Angel Salini suntem aici, nu? Dar suntem pentru partea cu gazul metan. De ce revenim cu acest proiect de hotărâre? Dacă ați citit raportul de specialitate, ați fi văzut că devizul inițial a fost greșit. Din ce cauză? Pentru că a fost calculat după devizul general din construcții. Dar nu era la momentul respectiv deviz general pentru activitățile legate de gaz metan? Nici. De ce s-a făcut acest deviz greșit? Domnul Ungrea? Da, adică, stați un pic, i-ați dat cuvântul imediat lui. Ne-ați certat pe toți aici. Ne-ați certat, acum ai dat cuvântul lui. Poftiți, poate îmi răspundeți dumneavoastră. Refuz de a mai avea, în special astăzi, o discuție polemică cu dumneavoastră, pentru că nu mi se pare constructiv. Ceea ce încercați dumneavoastră permanent să... Poți... Da. Respectiva cerere de finanțare, nu cerere de finanțare, devizul general a fost întocmit de către o firmă de specialitate care este specialistă în partea de drumuri. Devizul general pe cât? Au mers pe structura devizului general de drum. La gras are încă două subcapitole. Nu se modifică indicatorii. Un pic se modifică valoarea contribuției la bugetul de stat. Noi am fost sunați de la Ministerul Dezvoltării în care mi s-a atras atenția asupra modificării. Nu suntem singuri. Urmează ca astăzi să reîncarc din nou cereri de finanțare. Să știți că sunt OAT-uri care au plătit până în 20.000 să scrie cereri de finanțare. Ne-am făcut-o noi. Eu și cu colegul, cu Costel Formaciu.
Nu este o eroare, să știți, foarte mare. Eu am devizele aici în față, doar la capitolul 4, să mai reintrog două articole. Alte lucrate și primul. Anghia Salini îl lăudăm doar pentru podul la Cernavod, deocamdată, nu? Domnul Anghia Salini, de fapt, e continuarea Programului Național de Dezvoltare 1 și 2. Da. Și acum nu mai zice PNDL 3, îi duce Anghia Salini. Dar e același program și sunt bani și investiții care sunt necesare în oraș. Ne dorim să, într-adevăr, cum a întrebat domnul director Neicu, să vină cât mai repede investițiile respective. Datoria noastră este de a depune proiectele în termen. Pune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci și la diverse. La diverse s-au consumat și în cursul ședinței. Doamna așa cel voi are o problemă și vrea să folosească la... Dar o învoire atâta. Nu mai încercați. Am agire. Dați-mi voi mie prima dată să vă transmit dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, tuturor celor din Hârlău, din Bârcovaci, nu numai, tuturor celor care se regăsesc și ne regăsim în săptămâna patimilor, sărbători binecuvântate alături de cei dragi. Îmi cer scuză de toată lumea și îmi cer iertare, dar în anumite momente m-am comportat neadecvat, dar... Câteodată mai facem și lucruri care, atunci când suntem provocați, atunci mai ieșim din grilă, cum între ghilimele. Lăsați câți buni și noi tineri ne mai formăm un pic, mai prindem așa un pic. Da, vedem ce e în Parlament. Păi da, zici, dacă tot e în Parlament. Nu e bine? Nu ajungem la nivelul. Da, măcar nu suntem mai...